see some results at a Topsy and Turvy. You can see some huge upsets. But I think throughout this tournament, we are both in agreement that, you know, we're not even looking at any of the teams currently in this matchup to win the competition. And obviously, with a big performance today, if there's a convincing victory for the likes of OG, then maybe they are more in that conversation. Yeah, it is. And I feel like just looking at the way the brackets are shaping up right now, it does seem like it is going to be either OG in the current form they're playing in against Big, battling out at the very end. Now, I don't want to discount like Bedboom or Aurora, whoever's going to, you know, drop down from the upper bracket, but things are looking more, a little bit more interesting right now. I think, you know, we've obviously losing Ents early on was a bit of a rough hit, so to speak. They were the highest rated team coming into this tournament as well. They look a little very flat. Hopefully they should be able to bounce back. They have a few tournaments ahead of them as well, but yeah, it is shaping up to be an interesting tournament here, especially considering the fact that we just have 3 days left of play. And again, 350,000 smackaroos, man. That's a lot of money. It's a big prize pool, and obviously coming into an event like this, the salutare in the cash is organizations into the competition. And you know, as we have mentioned many a time now with the RMR rankings, prize pool does play a huge Hello part again. In qualification. Have you notificarea a treia pe ziua de azi? It can dictate your seeding. You get notification. So wow. Well, at a tournament like this, it's sort of the middle of the year, start of the That's huge first now. Half of the year, you can really affect your next major rankings performance as well. And even like, I think it was Richard Lewis here who put out a bit of a report or something mentioning how there could be no RMR starting next year, right? This could be kind of like a prequel to what could be the reality, where it's just tournaments happening throughout the year and teams had to kind of pick and choose which are the ones you want to attend, want to work on just to get this ranking point. So yeah, exciting times. It's kind of like Dota in that way, right? Okay. I'm not familiar with it, but I imagine there's a system that I've been told. They do have the DPC points, which you get through like events, but those events are actually run by Valve and it's spread across the, you know. But this is more of just an open circuit. Does those things open circuit, you can pick and choose which you want to attend or not, but if you're a team and you want to make sure that you qualify for the next RMR, you're just playing everything you can. Well. You gotta do well. Yeah, just put up a shut up. Well, we're about 40 seconds away from getting into the action, Blood. I'm ready to jump in. Why 40 seconds? Why can't it be 14 seconds? I know. Well, I want to get in. The time will tick on, Blood, and we can't start the game until we clink our 1x bet mugs together. That is the rule. So that is indeed in my contract. You get ready? Within a few 10 seconds, we will clink these mugs together, and then we will be 10 seconds away from the game getting going, Blood. Before Hello, my dear friends. Vede cum joc Meteo de... Ce? Cum joc Meteo? What? Predicting some fun Counter-Strike. OG are going to win 2-0. Okay. 3, 2, 1. The 1x bet prediction right there. Boom. And we are ready to get into the action, ladies and gentlemen. You are here watching these scores. Yes. And this game is underway. Speaking of 1x bet, they don't only... Cat secundă. Aș. Azi din dacă avem sunet și toate cele. Momentan nu este sunet, dar o să intre sunetul. Avem Perez, Blue Phoenix, Alex, Wrinkle, Maxter pentru NIP, noi pe celor de la NIP. Heavy got the Nexus Fi cu Kito și cu Modo pentru OG. După cum bine știți, în locul lui... Regalia a venit Modo și stați o secundă, să fac eu un double check aici. Este sunet, dar nu era de la mine. Okidoki atunci, Maxter în apărare, Ficu și cu Kito se impun deja și se intră pe kill feed de către jucătorii celor de la OG cu pătrunderea către site-ul B, luarea controlului și deja plantul care va urma curând. Mai au acolo jucătorii în spate care sunt Rez și cu Wrinkle care vor veni dinspre scară B. Ce animație frumoasă acolo pentru plant, nice! Modo. Hai să zicem ce românul nostru, Nexus îl pune la pompă pe Wrinkle, se dădea aici colo că va fi o modul de oară pe Blue Phoenix, deși nu avem asta pe ecran. Și Rez este ultimul în viață care probabil nu va atenta asupra acestei runde. Uitați-vă cum rămâne screen-ul acolo, practic jucătorii care sunt eliminați. Ah, ok, când rămâne în clutch. Uf, tap pe Nexus. Doi jucători spate, generator și... Rez, tapă e bomba. Face picul aici, Modo și le elimină Perez, al doilea frag pentru Modo, care este cu singurul double kill din această rundă de pistoale. That's nice, nice, that's nice. O să dau eu un pic mai jos. Ui, e bun. Ah, de fapt nu, stați că mă pun eu aici. Stați așa. Flip.
Bun. Da, nu e, n-a fost la mine. Doamne, șut. Capruci. Bun. Pitof, două fraguri acolo reușit pe jucătorii de la echipa adversă. Ce păi vine Ticu și el prinde un double kill. Blue Phoenix este ultimul în viață și cam asta a fost runda 2-0 pentru cei de la OG. Eu totuși nu am înțeles un lucru, Modo e activ la TSM sau la OG? Că ultimul meu meciuri TSM a jucat activ cu Modo, da. Deci s-a întâmplat în felul următor. Modo la bench la TSM l-au adus pe Poison. Aducându-l pe Poison au încercat-o și cu el. N-a funcționat cu Poison. Au vrut să-l ia pe Modo înapoi, doar că între timp Pregari a primit bench-ul la OG. Și OG l-au vrut pe Modo. Apare. Și TSM avându-l sub contract pe Modo și de ce nu să-l vândă, către organizații precum OG să mai facă niște bani, că până acum trebuie să facă și niște bonus pentru salariile jucătorilor, că doar au cheltuit cu OG de față. De ce să nu încerce asta? Și atunci l-au pe Modo în continuare, care activează pentru ei benched player, și l-au pus pe Modo, l-au trimis la OG ca stand-in, va să zică, dar nu e stand-in, că e tryout, ăsta e tryout în toată regula, nu e stand-in așa de un turneu. Pardon, în turneu. Uite, au pus și tricou cu OG. Adică asta e situația, deci. Deci orice ar fi Modo are echipă. Da, orice ar fi Modo are echipă, dar ar fi bine să fie OG, pentru că sincer, alegi și tu pentru Modo între OG și TSM atât timp cât știi că regalii 100% nu o să mai fie la OG, că e bench, știi? Băieți, dacă puteți dați și voi pe butonul de like, că e mort în cadă canalul rău de tot astăzi și ieri și whatever. M-ar ajuta mult, nu știu ce se întâmplă cu canalul, dar e cea mai proastă pasă pe care a avut-o vreodată. Da, e evident că OG. Să baguiește minima pe observații. Cum face zoom? Zoom. Gata, sunt numit, m-am apucat, Florine. M-am pus să mănânc ceva. Am văzut că mai am răspuns băieții de la Sky Sports și am zis că mă mai bag să mai fac niște grind astăzi. În speranța că va funcționa un nou stream, dar deci Modo bench la TSM, trai la OG, dacă face treaba e cumpărat. Da. Dar în același timp joacă, acolo era semn întrebării, că joacă și pentru TSM, pentru că practic e încă parte din echipă și îl pot folosi dacă vor. Și aici pentru turneul ăsta l-au trecut pe post de standing. Nu pe post de full player transferat. Practic e un trial pe oficiale, nu oficiale, așa am putea să spunem. 2 la 1 pentru cei de la OG. Hai să vedem ce sunt în runda aceasta, pentru că NiP am câștigat-o pe anterioara și la cei de la OG se văd ultimii bani la orizont. Hito-l dobară pe Rinkle. Hito e dreapta după prelată. Dacă ar veni Brez cu wallbang-ul ar scoate ceva, dar se pare că nu are neapărat ideea, nici nu vrea să se deconspire. În schimb e Nexus care se pare că trece de partea cealaltă a smoke-ului ușor, ușor. Și poate regalii au clipul de top 20. În opinia mea, regalii mai experimentat decât Modo. Da, e mai experimentat decât Modo, clar. Dar la regalii au fi fost alte chestii interne de i-au dat bench, că performanța nu e problema. Acum, dacă tragem linia, am putea spune că da, avem doi jucători români care sunt amândoi mult mai câștigați. Dacă regalii prinde altă echipă în top 20, top 25, pentru că nu l-ar fi lăsat OG să plece și OG, până afară de Heavy God, nu prea o echipă, știi? Kito e slăbuț pe postul de IGL încă. Acum a început să mai miște. Ficu, Nexus sunt nos tierul numă Tiril ca Rifler. Lerin nu rez pe Nexus.
No, nu, nu, Andrei, n-are cum să fie. Uf, i-am pușcat peste tot. Trei fraguri pentru Alex, dar nu ne-am văzut din păcate. IGL-ul celor de la NiP, noul IGL, care a prins ultima iterație, el a fost păstrat cu rez din ultima iterație al celor de la NIP. Regalii va fi la NiP, poate că ai explicat, dar eu am fost... Ok, n-am văzut știrea. Nu, Rinkle a venit polar pentru NiP și l-au transferat în toată regula, au dat bani pe el. Ușor, ușor ne face cunoscuți ca națiune. Deja ne-am făcut prin intermediul jucătorilor, dar da, cu cât mai mult, cu atât mai bine. În orice caz, noi până acum eram la pământ, ca și nație la internațional, la International Counter-Strike, știi? Deci... Aha, da, Matri, nu zici rău. Nu zici rău. Nice one. 2-2 egalitate între OG și cel la NIP. Avem pe Heavy God pe AK-47. 4 blocuri în rest. Nu, Alex, nu, e mort canalul. E mort canalul, nu știu ce a pățit. Face bat liquid între timp, 12-9. Se termină acum. Foarte inspirat mă găsesc de pere o laudă și nu știu eu. Avem double flash acolo la Keto și la Modo, amândoi cu ele în mână, s-ar putea să lansez pe Heavy God. Heavy God momentan a prins frag, s-a jucat destul de slow runda aceasta, pătrunderea către site-ul B se realizează și hai să vedem ce scoate de acolo. Blue Phoenix este pus la pământ, nu pot să prindă arma respectivă, Rinca l-a prins pe Heavy God, fură arma Nexus, fură arma și se așteaptă pe gap, puntează în alta unul dintre jucătorii de celor de la OG. Nexus dacă scoate un jucător aici, e perfect. Dar vor rămâne unul cu AK care e Moto și în rest Heavy God care avea armură, mai are armură Ficu, dar n-are cum să recupereze arma cu equipirului său. Ar fi riscant să meargă până acolo. 3v3, rez inițiază, Kito a murit fix atunci se retrăgea, un pic unlucky. Îl elimină Modo pe Maxter și vin jucătorii la retake, dar s-ar putea ca timpul să fie la limită. Rinkle 1 vs 1 cu defuse kit-ul la îndemână. Modo este cel care îl ține aici, dar iată că nu este pe bomba adversarul. Modo este pus la pământ, dar runda este asigurată de către OG. 3-2, uitați-vă unde își găsește Rinkle refugiu și rămâne în viață cu 11 HP. 3-2 pentru OG, runda este câștigată. Nu mă, Matri, glumeam și eu cu tine. E regalii la NiP? Nu, Denis. E Rinkle pe postul de polar la NiP. Și e un AVP bunicel. Cător ucrainean, na. Rinkle, hat-trick. Și ca la bait până acum. Și ce e interesant? Mă, da. Bă, voi realizați o chestie. Eu cum mă văd asta? Nici nu cred că... Nu știu dacă s-a scris undeva pe un articol. Dar voi realizați că NiP cu bait practic au făcut trade de AVP-uri? Eu cum am dat seama? Efectiv, acum realizez. Ding, ding, poate unii dintre voi... Nu jucați acum la întoarsă, că poate nici voi nu v-ați gândit. Nu mă las cu derea, dar nu știai Werty? Efectiv, nu mi-am pus problema. Hat-trick, ziceam, mamă, ce downgrade la bait pentru... pentru hat-trick. Ziceam, mamă, ce bine că a intrat. Adică, bine pentru Rinkle că a intrat la NiP. Dar niciodată nu m-am gândit, efectiv, la trade-ul făcut, în adevăratul sens al cuvântului. N-am o să fac că pișcătorul cheamă e Nexus. Nexus. Tot cu boltă. Ia să ne ce-au făcut băieții. Încă se joacă la face, liquid, mamă, 12-10. Pușează aici Kito, 32 pe cronometru. Nexus. Maxter cu trade-ul.
Da, ideea e să fi pus cineva problema așa, Mariane, că eu am vorbit de ambii așa individual, dar niciodată nu m-am gândit efectiv la ideea de trade. Adică e bun. Molotov sus, arde, urât, Alex. 4 vs 4, retake-ul ăsta trebuie să se inițieze. Stau prost pe utility, în afară de smoke-uri, n-au nimic altceva. Și tocmai de asta și fac save-ul, pardon, în această rundă. Ai 3 smoke-uri, dar n-ai flash-ul cu care să lansezi cu echipierii. Un prim lansul la acest capitol. Chiar că așa, ci că chiar așa a fost, dar nu s-a scris nicăieri. Da, da, Alex, da. 4-2 pentru OG. Totul la nivel de speculație. Da, dar e destul de obvious. Da, probabil s-au zis că, bă, așa, da, hat-trick nu trebuia să accepte, în opinia mea, chestia asta, mutarea asta, că pentru el e mare downgrade, pe bune, adică tu te duci de la nip la bait, tu care ai fost mare prodigy și chiar ai jucat bine într-o perioadă, adică mai bine stătea fără echipă și intra la alte... Na, bait sunt cu 48 HLTV, mie mi se pare foarte puțin pentru hat-trick. Altceva era un top, o echipă precum OG care o fie a top 30, să zicem. Dar, uite, și hat-trick ar fi fost o opțiune pentru OG dacă nu era deja deal-ul făcut. Că mă gândesc că, da, deja, nu, n-a fost timingul. Dar, sau uite, pentru Gamer Legion, maybe. Dar deja luaseră pe Slant. Dar erau prea mulți bani de dat, pe de-o parte. Da, asta e. Și paga lui Modo, și paga lui Slant. Și respectiv, rău pentru hat-trick, a performat prost. Motive internet-il, că performanța n-are cum să fie. Nu joacă regală OG, asta e tonică, joacă Modo. Cu Phoenix, cu Ficu, în spatele smoke-ului, Nexus la 29 HP. Cam greu readable de citit hood-ul ăsta, sincer. Da, să prinde o linie, Ficu. Oh, da, ok, o prinde. Mai rămâne Maxter. De exterior, este la headshot acum Nexus. Da, ia AWP-ul. Ok, ia defuse kit-ul, never mind. Merge către bombă, dar atunci face picul Nexus, care va încerca să apese bomba. Vine și Heo, care va depăși zona smoke-ului. Nu știe că adversarul său se retrage acum. Maxter doar 7 HP pentru el. A furat AWP-ul de pe jos, ar putea să moară acolo. La 1 HP, scapă Maxter. Iar Nexus este eliminat de radiusul bombei. 5-2 pentru cei de la OG. Nu, Regalii nu joacă la nip. E Wrinkle. Unde le vedeți pe Regalii? Ah, ok, voi, asta... Vă dați seama din titlu. Ok, modul AOG. Gata, am mai pus o bară acolo să nu se înțeleagă astfel. Acum îmi dau seama de unde e. Ați înțeles voi astfel chestia asta. Deci a fost transfer sau este în cine? Minus Regalii, Modo, așa. Modo este momentan tryout în meciuri oficiale. Și asta într-un mod neoficial, pentru că el este pus ca standing. El nu e, 100% nu e standing. Nici nu mai este pus ca standing pe HLTV. Dar inițial astfel fusese anunțat. Uite, adică aici apare și cu tricoul ăsta. E deja un giveaway că ar fi cam done deal-ul, știi? Într-un... Maybe. Un chef by heavy gun. Trage el bine de fel. L-a adus pe coichperul său, celul de la NIP, pe Blue Phoenix la 17. Tot apar și israelieni în scenă. Observați cum apar românii ca ciupercile. Apar așa, apar și jucătorii israelieni. Bine, Blue Phoenix era jucător de FPL. Jucau acolo în brigadă la un moment dat. De acolo a răsărit până la urmă. Trebuie să faci pasul ăsta. Sunt unii jucători pe de cealaltă parte care joacă FPL, dar cumva la nivel de pro nu prea merge și pe un streamer sau cum e cazul lui Doc, de exemplu, dacă vă gândiți. Oare fi fost vorba de salariu sau cine știe? Nu se ajunge la...
nu-i dau bench unui jucător sau nu. Regalii, dacă ar fi să negocieze salariul mai mare, n-ar negocia până în punctul în care zice gata, nu mai joc, dați în bench. Ar fi o tactică dacă vrei să schimbi echipa în mod forțat, dar trebuie să te și cumpere cineva. Da, minus e ca la game nici. Era un pic hit or miss. Aker, va juca bine, va juca prost, știi? Asta e motivul. Și Slam, mi se pare mai mult că l-au luat așa pe post de investment, că puteau să-și cumpere un jucător mai bun, mai ales că au luat banii de la Major. Puteau să ia un jucător de atât mai ok. Dacă mai așteptau un pic și mai aveau răbdare, era altceva. Au rămas modul cum îmi place. Și în față și în spate, jucător advers. 5 la 3 pentru cei de la OG aici. Este best of 1, este best of 3. Nici 3. MP pentru Ficu, Deagle Nexus, Deagle Modo, Kitoi pe Tecno, Evigat pe singur la K47. Hai să vedem ce este din runda asta. Ficu începe foarte bine, este eliminat în variantă The Hell cu Voltres. Deci, care se pare că se adună acolo jucătorii și de la UG destul de mult. Ce-și fi zis, lipsa armurii, dar o armură. A fost forță ăsta de la cei de la UG. Face 5-4 sau 6-3 și 6-3 este un pic mai puțin probabil. Ok, Nexius, un Ferrari pick, Rinkel este eliminat cu headshot. Vine apoi pick cu Iresc și era dublu. A venit Heavy Guard la trade și nu prea face foarte mult în fața lui Alex mai apoi. Capitanul Ciudola în IP se impune. Modo a plantat bomba, Max este pe partea stângă, a rămas Modo la 17, a ezitat să planteze mai departe. Prea multe smoke-uri în site, nu prea are cum să-l ajute Kito, în schimb el poate să iasă în spatele lui Alex pe timing. Upgrade armă, dar ar fi riscant. Este la headshot cel mai apropiat jucător. De smoke-ul de cross, Max de fire, l-a prins pe Kito, am zis înainte, pentru că era evident că o să se întâmple. Și acum rămâne Modo în clutch 1 vs 2. Dacă scoți Modo, clutch-ul ăsta, contractul e pe masă. Contractul e pe masă. Scoate aici plantul, are nevoie de headshot. Oh, greu, dar măcar așează bomba. Ia bani în plus, e prefire de către Blue Phoenix aproape și este 6 la 3, care nu va apărea pe ecran. Mai degrabă 5 la 4, după cum spuneam, și NIP se ține acolo, Sky de OG, dar aici urmărim două echipe care sunt shaky rău de tot, să știți. OG-ul care au doi rifler care nu o să facă OG niciodată top 15 din nou. Opinia mea proprie. Modo care e nou, încă se acomodează. Heavy Gut și GL. Nu, la OG trebuia reconstruit line-up-ul în jurul lui Regali și probabil cam atât. Adon. Eu știți ce? Nu înțeleg cum tot îl țin pe ok. Nu înțeleg cum tot îl țin pe Dexter pe bench de atâta timp, că îi plătesc salariul și omul stă pe spate. Și nu știu dacă vrea să joace sau poate nu vrea nimeni neapărat pe Mr. Dexter. Era un polar bun, dar cred că era un pic cam, nu știu, cred că era toxic, abar n-am. Da, Ficu și Conexiu sunt slăbuți. Păi să nu uitați de like, să facem revive acestui canal. Smoke Blue Phoenix. Întorc OG, toată echipa între acolo. Deja l-au contact pe Heavy Guard de ceva vreme, urcat în scară. Tipul de smoke. E Ficu, trebuie să facă merge rampă. Legendar acolo pentru headshot, Blue Phoenix un pic de damage, nu va veni nimeni mid, tăzi acolo Ficu din spate. Crezi că prinde un jucător, până la urmă ori să-i dea în spate pe cei de la IP. Mai degrabă spus, ei au vrut să joace destul de pasiv și le-a murit aiurea jucătorul. Vine Alex în open, nu are frică pentru că adversarii sunt pe pistoare de principiu, dar Ficu are AWP-ul de la Modo de pe jos. Double kill-ul, sau Alex? Da, are 3 fraguri în urmă, cât de minimalist este acest. Le dă polarul peste gard și zic dacă își dau seama. Cred că și-a dat seama Alex. Sau l-a găsit. Nice try though. La game origin făceam minus next plus Yuhi. Tu crezi că se... Stai un pic chitil, că tu zici că tu arunci acolo cu transferul, dar trebuie să-și dorească și jucătorii respectivi.
Pe bune, ți-are logică să se întoarce, să se întoarcă Siuhi de la Mouse la Gamer Legion. După ce că merge atât de bine cu Mouse și și-au făcut Academia Reloaded a nu știu câta oară. Aia nu că nu crezi, nu vine pulmonare. Nu trebuie spus cu cred. Doar gândiți-vă cât ce putere de cumpărare au Mouse, ce putere financiară au vis-a-vis de Gamer Legion. Gamer Legion este o organizație care a crescut și a avut noroc cu majorul ăsta că și-au mai luat niște bănuți, sincer. Dacă era posibil la bugetul, dar nu e vorba de buget, e vorba că Siuhi să vrea. Pune-te în locul lui Siuhi, da? Ești la Mouse cu echipa actuală, cu performanța actuală care a fost. Tu te duci la Gamer Legion înapoi? O să faci downgrade înapoi pe locul 23 HLTV? Doar ca să joci cu cine alături, că nici nu prea ai cu cine. De-aia zic, înainte de a spune așa niște nume într-un transfer și posibil, da, posibil orice în viață, dar de multe ori nu înseamnă doar banii totul. A, uite, un jucător căruia poate nu i-ar mai păsa, ar fi simple. S-ar duce să joace pentru bani. Păi da, și Arăzdoce, Arăzdoce nu mă pronunț pentru că eu am vorbit cu tine doar de Siuhi cu Snakes acolo. În rest, Arăzdoce, bine, ok, maybe. Wrinkle, double kill, Ficu și Nexus eliminația flancată acolo. OG au stat prea mult pe gânduri pe rampă și iată că îi costă 6-5. OG încep să arate un pic neatenți la situații. A, nu totul ține de bani și a satisface un jucător. Uite, Nico, de exemplu, n-a plecat de la G2 pentru Falcons. Simple, el, în opinia lui, el și-a încheiat deja probabil cariera. Sau poate o să mai joace la un moment dat. Ar fi frumos, dar la ce pauză a luat, you never know. Ai putea să-l vezi jucând. Dar la noi încă nu există chestii de-astea precum te duci precum Cristiano Ronaldo să joci la Arabia pentru bani la sfârșitul carierei sau te duci să joci la Inter Miami precum Messi, tot așa, for the sake of the money. No, pentru că, uite, și Falcons, chiar dacă au pompat foarte mulți bani în echipa asta și au vrut să facă o treabă extraordinară și sunt curios cum o să meargă cu Dupri, că au primul curând acum, primul turneu. Wow, primul turneu acum curând, pardon. Nu poți să zici doar că i-au adus pe băieții ăștia, pe Zonic și pe coachul, pe psihologul de la Vitality, doar ca să fie o echipă de superstaruri și să nu iasă nimic. Nu. Vor și performanță băieții. Max, tare exemplar, aproape de un triple kill superb. Deja rămân în 3 OG și a fost o rundă de baia asta. Este ultima de pe această jumătate cu numărul 1. Nici eu nu cred că ar părăsi Arăzdoce, so, da, na, asta e o discuție care poate să, aici chiar există o posibilitate să fie că, bă, ok, ia niște bani, faci un upgrade, so, nu mai funcționează bine sau, so, sunt hard stop la un punct anume. Dar așa de dragul idei, că și Modo, și XLO, n-a părăsit Nexus pentru de dragul de a juca în România și n-a să-și termine liceul și așa mai departe, știi? Se încearcă runda asta, coboară Rez în spatele lor între timp, dar va dura ceva până ajunge. Alex trebuie doar să-i țină de la face planturi și nu prea poate să facă acest lucru. Stă la headshot continuare la bază, flash-ul vine conector, s-a rotit între timp și Rinkel, doar golul la heaven, este observat Alex de către Kito. IGL-ul celor de la OG le rimnă pe spaniol, Modo cu flash assist-ul, 3v3 acum și NIP au încă înlemnit. Rez așteaptă să bată om din spate, dar s-ar putea să nu aibă această oportunitate. Face Rinkel un pic total greșit, Modo bate pe Heavyguard, i-a intrat Heavyguard în fața lui Modo, cred că. Da, i-a intrat în față Heavyguard, e greșeala lui Heavyguard, nu e al lui Modo. Kito 1v1 cu Rez, dar runda asta va merge în favoarea celor de la OG, probabil acum arată situația. Hai, un glunț doar Kito, 6-6, halftime.
cu slow-ul, ia zi. Băieți, încă 20 de like-uri până la 100. Hai. Tata așa. Cine nu ai pistoale, tata și că eu pun botul între timp. 3 vs 3. Se joacă runda asta cu site-ul Belo de către NIP, cu OG Peritic. Dar nu se face. A rămas Blue Phoenix mid și joacă Lurk, joacă în spatele lui Kito. Dacă face Kito-fragul ăsta, au o șansă. Ok, au rămas fără co-echipieri. Au murit cei doi care erau în viață și totuși Kito ajunge la acest 1 vs 1. Ar fi faza integral instrumentat de către el, dar vine headshot-ul lui Rinkle. 7-6. V-am pus un pola, interesant. O rundă full stack, drop în scara B, full macuri. 8-6 rapid. SL Pro League, acolo vor participa Navi. Next. Un tactical timeout corect și apoi mai discutăm. Bun. Merge secundele, merge secundele. Full M4A1S. Fără nici M4A4, uitați că G2 au ajuns să joace chiar 3M4A4. În unele cazuri. Ce jucați chat? M4A1S? A1S sau A4? Nu Audi A4. Multă lume și eu. Ar fi bun un Audi A4, dar... Ăsta din... e mai ieftin. E mai ieftin A4-le din joc. Bine, găsești A4 și la parții de 3100, da. Depinde din ce an. Nu ies. Eu adăugat, nu știu, parcă era mai... Tărgeai mai bine efectiv cu sunetul de la A4 de vechi. Se dau aici utilități. De către ambele echipe, un smoke, iar de Georgie menit să, iată, să le dea un zid în față celor de la NIP, să le creeze un astfel de zid, să îi blocheze din toate punctele de vedere. Nexius cu Kito, doi jucători, variantă, Rez este la doar 14 HP. A1S cum o zgârcesc. Trebuie să vezi ce pasiv stau nip. Ok, pasiv stau nip. Nexius. Să zicem, Kito. În apărarea asta a fost pe deasupra, s-a aruncat Modo, a fost o eliminare doar dar cât tiri săi, Kito mai ales de acolo din variantă, are crossul către site. 8-7, au întârziat-o cam mult cei de la NIP, dar până în momentul în care și-a mai făcut un jucător de la OG Frag din backside. Iau-te-l pe Modo. Destul de laguite camerele astea, din păcate. Cel mai fain este să stai să analizezi în să stai să analizezi când sunt jucătorii și joacă de acasă la un match turneu online. Să stai să analizezi ce are fiecare în spate, mai ales când e full screen. Doamne, comic rău. Nu știu că majoritatea au câte un tablou cu ei și toate badge-urile de la turnee. Asta deja e așa o chestie mai fișeică puțin. Are poziții interesante în brigada aici și le vede picioarele, dar și el poate să fie la fel de bine observat că Hitero sau ajută. Dublează, putem spune, ficul, line-up pe Blue Phoenix, 5v3, OG e acum cu avantajul. Modo are 7-11, dar nici Evigan nu stă extraordinar de bine. Nexus are identic număr de eliminări. Kito, culmea, IGL-ul este în frunte cu cele 17 fraguri pe care le are.
10 like-uri până la 100 de like-uri. Come on, băieți, că nu intrăm în recomandate deloc. Canalul caput. Caput. Mă, deja mă amuză nici măcar nu mai. Da, DSM, dar dă-ți seama. A, nu, parcă a fost ok. Ok, și observerul. Sincer, a fost ok și observerul aici. Față de altă turnee. Unde rangul acesta. Așa mă refer aici la este răbdați neapărat. 4 vs 2, țin departe. Rez a murit, eliminat prin smoke și era șansa lor. Bomba recuperată de către Maxter. Alex va încerca să ajute de pe rampa. Acum ar trebui să planteze cât mai are smoke-ul ăsta. Altfel, situația va fi un pic complicată pentru jucătorii de la NiP. Așteaptă să mai facă frag. 27 secunde. Timp, pau! Doar că riscă să fie și flancați din spate. Lucru care nu se întâmplă pe de cealaltă parte. Această pauză a lor determină pe OG să trimită jucători către site-ul B. Lucru care nu durează prea mult. Maxter a tras și automat s-a atras atenție. Și planul e realizat. Și cum OG trebuie să greșească colosal dacă vor să, dacă ajung să piardă runda aceasta cu numărul 16 care se joacă. Alex la 92 ADR, HP-ul la 75. Dacă 92 HP, cum arăta acolo, a tras greșit încă din prima. Face double pick-ul acolo cu echipierul său, cu el, al cel de la OG și este 8-8. Egalitate, se balansează meciul. A, nu, al geografii de curând. Turneul ăsta e mai mare ca ăla de la Chengdu? E, nu. E mai mare ca și price pool, da, dar doar gândește-te, Itil, ce diferență până ai să ai Inter Extreme Masters Chengdu, care o fi 250.000 de dolari premium, dar acolo cred că ai costurile de... costurile totale, cred că pe turneu se duc pe la vreo 300-350.000. Mai mult de atâta, cred că, cu tot, cu ce înseamnă casteri, cu analiști, cu câți oameni sunt în producție, cu... Du-te și, bine, probabil SL o fi închiriat o parte din, din ăstea, din echipament, dar pe de cealaltă parte am înțeles că, având parteneria cu DHL, îi ajută DHL-ul foarte mult să își ducă cu avioanele toate echipamentele de producție dintr-o țară în alta. Și acum dacă stai să te gândești că au turneu în Rio, au turneu în Dallas, au turneu în Chengdu, în toate colțurile lumii fac și... A, păi te referi la price pool, da, dar chestia asta vine cu un... e irelevant în acest moment, pentru că, na, ca plus de valoare, nu, e mult peste Inter Extreme Masters Chengdu. Da, deci, da, poți să spui de price pool, dar e irelevant în opinia. 52 de secunde, heavy gadul doboară pe Alex, aproape să prindă modul collateral, dacă se băga rezultatele cu echipul lui său, collateral damage-ul cel puțin, deci la rest, dar acolo rămâne, heavy gad intră peste ei și OG se activează, 9-8 aici scorul, trec în avantaj din nou și au 4.705.000 în bancă, vor cumpăra NIP, bonusul la 2.900 pentru aceștia, vor fi într-un half buy, bun cel, dacă pierd runda curentă. Deci OG fac 10-8 cu șansă mare de 11-8, dacă o să câștige, sigur, această rundă. Dar nu, nu punem eticheta. Nu punem eticheta deloc pe un half buy în 2024. Păi nu, Alex, Sky Sports nu e un turneu, adică e un turneu cu price pool mare, dar nu... nu e de navi, vă să zic că, uite, dacă te uiți aici, ce mai este? A fost Tens, care nu prea unde să joace și echipele se împart, știi? Echipele se împart cumva, dar după valoare îți dai seama. Aici, Big OG, NiP, nume mari, dar dacă stai să te gândești, sunt doar numele de ele și a mai fost Tens, că în rest performanța lor e foarte slăbuță. Big e locul 35, OG e locul 32, NiP sunt locul 66, adică... placement pe HLTV o avea ele, dar, pardon, nume o avea, dar placementul pe HLTV nu este deloc, nu reflectă deloc valoarea pentru un Inter Extreme Masters. Azi de ce nu faci cast? Cum adică, Gicule, azi nu faci cast? Ce fac în momentul de față? 9-8. A, dacă a fost un subiect pe care l-am discutat, asta e altceva, dar casting se face aici cu. Dacă mai vine o întrebare relevantă, un subiect de discuție, îl luăm. Atâta timp cât nu se întâmplă nimic. Și facem frag de colo-colo, dar atât. 4 vs 3. 24 de secunde. Gen pe hype, cum ești tu? Păi stai, se întâmplă ceva, că doar n-ai vrea să scol mortul, știi ce zic.
Nu prea s-a întâmplat nimic extraordinar în meci. Iată heul aici către Alex, care moare, dar plantul se realizează. A făcut fi cu fragul pe Maxter și Rez este ultimul 1 versus 4. Este picul lui Rez și Nexus încheie 9 la 8 devine 10 la 8. Uite, Gico, nu știu dacă ai observat, dar chesterii și de la Interix Team Masters Chengdu, jumate din Anubis sau 3 sferturi din Anubis, mașini cu spunji erau efectiv. Ce hype, nici zici că era o poveste, erau la o bere băieții. Dacă meciul se joacă slow sau nu se prind meciul, fragurile pe home screen, nu prea ai ce să faci din meciul respectiv. Când avem autodirectorul înapoi și prinde 90% din fraguri, dacă mai sunt turnee pe autodirect pe GoTV, atunci da. Nu știu, Danilovski, la ce te referi. 10-8, două rundele le despar pe OG și pe NIP și OG se activează fix atunci când trebuie. Până acum, meciul a fost un început bun pentru ei, apoi 50-50 a recuperat NIP, au mers la pas cele două. Pe Alex îl avem pe Galil, 3 digale, pardon, pentru jucătorii de la NIP și vine half-buy-ul ăla mai strong puțin de care vă spuneam. Alex a mers un pic mai departe cu buy-ul, Leninca își lasă sume pentru a-și cumpăra AWP-ul pe runda următoare. Da, mergea regalii toată ziua la NIP, erau pui de bun, pica bun. Dacă, sincer vă spun, line-up-ul actual al celor de la NIP nu ar fi ajutat foarte mult ascendența lui regalii ca să aibă echipă pentru HLTV top 20, nu o să urce, nu o să facă cine știe ce nipul ăsta. Le mai trebuie al jucător cu experiență. Îl au pe Rez, îl au pe Alex care, na, i-a condus pe Movistar Riders, adică n-a făcut ceva altceva extraordinar. Și el a fost un cumva chip pick-up pentru o organizație precum NIP. Maxter de la Academie, Blue Phoenix și el de la Academie. Și a rămas Rez, care și Rinkle, care e un polar bun, da, un wonderful wannabe, dar să ne ce trage. Dar nu e suficient pentru a sparge top 25 de top 20 în opinia mea. Heul din nou către default, modul calculează cât poate de bine, să-mi dă și încet iară, 23 secunde. Vor ajunge pe la vreo 16 secunde când pot să planteze din nou jucătorii de la echipa adversă și pregătește, poate încet iară, oh da, modul în care la dispoziție, resvarde și acum rămân cu 13 și vom mai scădea din nou, se bagă ficul pe fight. De eliminare pe Rez este realizată și aici n-ar trebui să mai poată să facă nimic cei de la NIP, dar vin două headshot-uri, ficul modul, team play aici. Ne-a speriat un pic kill feed-ul, dar se pare că OG se impun. De speriat, NIP. Nu uitați că erau pe half-buy. 11-8. A, uite aici, Gicule. N-ai prea înțeles nimic din runda asta, că s-a văzut un frag de la Luffy cu un frag de la NIP și cam aia a fost. Crezi că relaxarea este unul dintre factorii principale în ceea ce privește scăderea în performanța lui Launix? Dar n-am de unde să știu ce a făcut el în timpul lui liber și așa mai departe. Nu o să eu să judec. Poate să fie orice, băiți. Sunt, doar gândiți-vă la Device. Device a intrat în depresie după despărțirea de iubita lui. După ce că i-a cumpărat și mașină, i-a cumpărat mare Land Rover și așa mai departe. El a intrat în depresie grav rău de tot. Și după aia n-a mai jucat nimic și a luat și pauză. A jucat la NIP, a jucat și a decis să ia o pauză de un an. Până și chestii de genul ăsta ce țin de relația pe care o are jucătorul, relația jucătorului in real life sau orice alte chestii, se îmbolnăvește un părinte, sunt chestii care te lovesc la fel cum te lovește, poate lovi orice în viață. Alex, mersi frumos pentru membru, bine ai revenit cu 6 luni. Minus Ficu plus Sound? Păi am vorbit despre asta atunci, dar dacă nu s-a întâmplat până acum, s-ar putea, se pare că OG mai degrabă vreau să schimbe jucătorul de polar. Îi zic imediat de ce nu e ok. Heavy God face picul. Alex team kill. L-a bătut pe Blue Phoenix înainte și apoi pe Heavy God abia. Dar nu mai contează. Asta i-a ajutat pe cei de la OG din toate punctele de vedere. Alex cu Rinkle sunt foarte low. Umânează cei doi 30 HP. Restă un pic mai bine și acum să-l vedem pe Rinkle. Rinkle este cel care poate să aducă aceasta. Nu vine pic de fire. Foarte frumos pătrunde de el. Colțul trece prin colțul cu TA. 53 de secunde. Încă au timp cu care să lucreze și de la NIP. Devine încă o incendiară pentru White Box. Nexus așteaptă pe Gap Keep. Trage mai degrabă primul și Nexus aduce încheierea rundei. 12 pentru OG. Map point pentru echipa lui Modo. De ce acum nu mai poate să vină Sound la OG? Pentru că în acest moment, de fapt stai un pic, Kito, nu, Aucor, e ok.
Au trecut 3 luni, au core. Acum e Kito fi cu Nexus cu Heavy God core. Da, mai, ar mai putea să schimbe un jucător. Ar putea să schimbe un jucător și tot să aibă de asta. Tot să aibă core-ul și placement-ul pe Ashel TV păstrat, dar decât să-l schimb pe Fico, mai degrabă schimb pe Nexus. Fico așa mi se pare că, nu știu, dacă nu mai are motivație, probabil că Fico e de foarte mult timp în OG. Cu atâtea line-up-uri nu prea au reușit multe și, nu știu, mi se pare că are nevoie de un refresh. Nu știu de ce uneori are probleme. Rinkle cu Alex, amândoi eliberează pro site-ul. N-am văzut eliminările pe Kito și pe Nexus, dar e clar că OG ar trebui să salveze din prima, fără alte gânduri pe care să le aibă pe parcurs. Pantează NIP, știu că runda este a lor. Ciao! Ce a scris monster, mama, a scris monster și l-am ignorat. Original anti-stratum, la retake. Scuze, bă, monster, nu ți-am văzut mesajul fără. Adică te-am văzut la un moment dat, dar m-am luat cu vorba cu altele. Ai scris acum vreo 10 minute un mesaj. Sau? Nici nu mai știu. Iartă-mă dacă ți-am dat ghosting. Pic Alex. Aia, rămâne viața cu ăla. Ok, moare și el, da. Oricum, joacă la limită, e NIP din momentul de față. Ori fac 12-12 și se dă riff. Oh, Astralis cu phase, mâine, ce interesant. Deci, avem... N-avem Liquid versus Astralis. Să fie revanșa lui Kaydian. Ce frumos ar fi fost. Doamne, doamne. Băi, sunt ca un kind reminder dacă nu ca în team building. Ca un kind reminder dacă vreți să ajutați acolo cu un like. Nu, nu, astăzi a fost cea mai proastă zi pentru canal cu notificările, cu absolut tot, 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 tot. Toate punctele de vedere. Ce notificări? Lasă notificările cu recomandatele. Pero Liquid vs. Seco în ultima rundă. No shit, ok. Ah, de-aia sunt HLTV post cu Nice Try Liquid și Liquid Fans Cam. Ok. Noi spre cel nou. Venim Motovul, poate retragerea chiar acum Ficu. Joc extrem de slow de către NIP, Alex cu smoke-ul pentru cursul la generator. Pune presiune aici de către jucătorul de la OG din nou, Heavy God. Stă out of course, replacement, s-a dat pe fire către el, are jucător pe stânga, trecere, Blue Phoenix. Nu l-a verificat, ia fight-ul mai departe cu capitanul celor de NIP, care câștigă fight-ul 4 vs 3, 1 plus, linia pentru Kito n-are să vină. Și din nou e caz de save aici, 2v4, n-are rost să încerce eventual cu heal-ul ăsta dacă face un fight, dar este o incendiară mai degrabă. Save it, guys, save it. Modo 11 cu 14, merge în tandem cu Heavy God cu Nexus. La capitolul kill-uri, cam atât. Dar trebuie un line-up, dar line-up să vedeți, pare că, nu știu, așa de dracu. Seampa cu Heavy God, bă, nu trebuie să împuște el în toate meciurile, nu? Și s-a întâmplat cu regalii și la bench.
A vorbit trash sau perioada mai proastă? La cine te referi? A vorbit trash. Știm exact ce s-a întâmplat, ce exprimare. A vorbit trash? Ce înseamnă pentru tine, Cristiane, că a vorbit trash? Motivul, vă dați seama, băieți, niciodată nu este un mod atât timp cât egal, îi performa bine și totuși a existat un bench, înseamnă că ceva nu mai funcționat bine în echipă și s-a luat decizia că regalii probabil ar fi o problemă la el din perspectiva lui sau cine știe ce pot fi interpretat băieții. Că se adună jucătorii, fac așa o ședință și zic, bă, ok, pe cine dăm afară că nu ne convine ceva cum jucăm? Pe Cutărescu. Na, bine. Ce poate să fie, mai tu dați seama că nimeni nu o să spere prufele în public. Nice, peak mode, good job. L-a scos pe Alex. Foarte rapid acolo. Hello, Tao, salutare. Am mis pe squirt. Ok. La ce tare gari pe Kito când a dat molly acolo pe mid? Când? Când a fost asta? În ce meci? Atât, așa, așa rău s-a pierdut atunci? 12 la 10 pentru cei de la OG. Asta dacă nu se întâmplă un stabi. Păi ați văzut că sunt posibile fazele de genul ăsta. Deci să nu vă surprindă. Eu zic că un stabi a fost la Copenhagen Flames, da. La OG nu mă bag, nu știu. Adică am vorbit cu regalii niște chestii, dar 56 secunde pe cronometru, la fix un minut de când s-a scurs, curentă, ce e? De la... Ok, NIP. Singurul jucător care face frag este Nexus, care mai apoi este eliminat și rămân 3 vs 2 cu o șansă. OG. Bine, din perspectiva ANIP vorbim de acest 3 vs 2, în rest Heviga cu Ficu sunt doi în viață de la cei de la echipa OG și fac save-ul. Ok. Nu trebuia să ajungă în overtime match-ul ăsta. Regalii la 9. Hai că regalii la 9 dacă e. Dacă merge regalii la 9, mă supăr eu și nu mai comentez pe regalii. Licuri, cine a dat? Dacă n-a dat Harubinicu, Licuri poate să zic oricine. Dar fiți atenți. Dacă vine unul, dacă aveți niște followeri din scena asta de CS și vă puneți și dați acolo voi un nick super la mișto, gen, ziceți acolo o chestie care are o boabă de probabilitate că orice e posibil în lumea asta și aveți niște tovare să vă dea niște like-uri și niște retweet-uri, eu vă garantez că minim 30% din cei care o să vadă tweet-ul respectiv o să zică, mama, am văzut un leak și o să zică mai departe pe streamuri. Și, te vă rog frumos, nu, te rog, nu-mi spune că ai văzut pe HLTV leak-ul. Dacă ați văzut, dacă să nu vă niciodată pe chat și să spuneți, am auzit că jucătorul ăsta ar putea să meargă acolo. Și dacă îl întreb pe Cutărescu care a spus asta, de unde ai auzit? Păi am văzut un post pe HLTV. Da, hai că ăla e leak. Ăla e leak, acolo se dau informații credibile, acolo nu mai zic nimic. Ai zis că n-aveau la line-up un Nexus, total credibil, îți dai seama. Asta e posibil. 12 la 11. Băi, overtime n-ar fi rău, dar pe cealaltă parte. Era pe Twitter. Păi, ok, bine, nu e pe HLTV, dar din nou, exact cum spuneam. Pe Twitter se pot aduna niște băieți să zică, așa, o chestie la mișto. Alex îmi doar pe Ficu, cu trade-ul, atât reușește să dat informații acolo și Maxter a fost atent. Rick a fi prins, a stat acolo, open Maxter, a pregătit molotovul ăla de ceva vreme, a stat să îl aprindă cu cremenea în loc de brichetă și din păcate pentru cei de la OG rămân 2 vs 3 cu singura șansă, din nou Kito și cu Nexius, care trebuie să încerce acest 2 vs 3 de această dată, nu mai pot să amâne nimic, trage Kito de toate zilele, asta trebuie să fie un frag pe Blue Phoenix toată ziua și a rămas în clutch Nexius. Care are jucător spate. Dacă se grăbește puțin, reușește să bată om aici. Doar că nu s-a plantat și rămâne semnul întrebării. L-a scos Blue Phoenix, care israelianul scoate două fraguri în această rundă. Două fraguri și pentru Maxter. Overtime 12 la 12. Regalii la Galata. Ah, ce rău merg web-urile alea, din păcate. Ar fi fain să vedem web-urile as we go.
Da, Gabriel, pe HL TV poți. Da, asta, tu ești de foarte mult timp pe canal, ar trebui să știi. 12-8, kinda. Da, 12-8. Choke, bine, uite ca choke, ăsta e așa. Aproape de choke. Aproape de unecare. S-a unecat așa un pic, așa. OG nu e chiar, e doable de la 12, da. Hai că de la 7 deja încolo e, nu e ok. Ah, Fabrizio Romano a postat. Ah, am înțeles, da, pe ăla trebuia să-l credem. Se adună ultimii 4 jucători de la NIP la FCSB Sports. Băi, vezi că dacă ziceai asta în 2018 era realizabil, că știi, Cristiane, că a fost FCSB Sports cu Ryder, cu Kunkka, cu Shadow Strike. Era echipă. Evigat. Încă. Cred că este ceea ce aude în patronezi și adversarilor. N-ar trebui, da. De secunde pe cronometru. Heavy guard, măcar 2 dacă bate aici. E perfect. Ok, lasă card pe adversar. Iată, aici eliminare ușoară pentru Kito. Cu heul ăla nu merge Alex fix în el, dar oricum ne-a trebuit să n-aibă nicio șansă în acest squad, acest clutch 1 vs 3 și nu are. 13 la 12. Nu era echipă susținută de FCSB, era susținută de către Alibek, care la momentul respectiv juca la FCSB. Și apoi a aflat, s-a dat la știri. Cumva a aflat becarii, o fi zis fără să fie prea multe chestii publice lui Alibek, că bă, zile să schimbe echipa și apoi s-a făcut branding-ul Sinners. Dar mult, cum ai zis tu, sunt așa și așa nu, și așa și așa nu chiar, ok. Am înțeles, cu greu, Andrei, dar am înțeles, da, hltv.org. Regula OT-ului, că echipa care a forțat overtime nu reușește să câștige prima rundă din overtime. Vezi că la Major nu s-a aplicat în foarte multe cazuri și chiar au fost multe overtime-uri. Eu mă mir că mulți n-ați votat majoritatea pe cea cine vă doreați mai degrabă la OG. Mai bine să facă amândoi atât, că ăsta e adevărul. Dacă Regalii acum prinde o echipă de top 25 și Modo ajunge la OG și rămâne, adică ajunge... Trece de tryout-ul ăsta, poate să zic că de la OG, deși cred că deja cam trece, că nu l-am mai pus standing. La fel de ușor, cred că pot să-i dea și picior dacă stau să mă gândesc. E upgrade pentru amândoi și e bine. Dar, să își găsească Regalii echipa, e Pitbull, Wrinkle, Modo era un final. Esca ținea acolo rampă din apropiere, dacă venea și fix jucătorul de AVP, nu mai era posibil. Și un jucător de rifle, dacă venea acolo pixel by pixel, reușea să-l scoată. 3 vs 2, bomba vine, acum rotație, dacă va bloca acolo Heavy Guard, e game over, oricum. Ok, Kito, a luat VP-ul de pe jos, Maxter se întoarce, bomba revine către rampă. Prin faptul că Maxter s-a anunțat acolo și știe pe Kito, n-a mai venit la rotație, deși vedeți că... Acum încearcă el flancul, măcar trebuie să face flancul și apoi încearcă plantul și strânge Maxter ulterior către zona CT-ului și conectorul ulterior. Dar revine la pic acolo Nexus. A murit Kito, încă atent, foarte bine gândit și jucat de către Kito. Se dă și smoke-ul și va veni din spate de pe rampă Heavy Guard. 22 de fraguri, capitanul conduce tabela din păcate în momentul de față și nu e deloc bine pentru jucătorii de pe partea de... CT, ar trebui să tragă mai mult la căruță Ficu și cu Heavy Guard. De la Nexus n-am pretenții. Modo face tot ce e posibil pe AVP. Heavy Guard îl vede, se întoarce Alex. Wow, parcă efectiv a fost un film horror. Așa s-a întors. Invadează România top 30. Mai avem până la o invadare. Mai degrabă invadează israelienii, că apar peste tot la echipă de stai top. E Blue Phoenix la NIP. E Heavy Guard, a apărut și el, Flame Zip, Exertion, sunt acolo deja, Nerds, e acolo deja de mult. Să vedem ce face Anarchist cu Team Secret. No, nu Bogdan, e Wrinkle transferat deja. V-am spus, dacă atunci când și-a luat bench-ul în mod real, Regalii ar fi anunțat direct OG, Regalii avea obține și NIP și Gamer Legion. Mai degrabă aș fi mers pe Gamer Legion. Dacă era mie să puteam să aleg și cred că și el mergea. Nu e echipă, v-am zis, nu e echipă de top 25-30 NIP. Nu o să reușească băieții ăștia, cred că mare chestie. Dacă reușesc, jos pălăria.
dar n-au ce le trebuie. Ori o să facă un mouse, dar e cam greu să faci un mouse, știți? Și mouse NXT mă refer. Și pe el l-au amânat cu anunț oficial cum că e benched până când, până după ce i-au anunțat. Bine, pe Slend îi testau deja, Slend și pe pe Andu. Bine, Andu e irrelevant. Cei de la Gamer Legion, da, totuși, dacă ți apare Regali, știi chiar că era în tryout cu Slend, îi dai piciorul Slend și îl iei pe Regali. Dacă îți permiți să-l și cumperi de la OG, desigur. Slend a fost mai ieftin de la Endpoint, cu zic, bine, ce, e evident, dar vă menționez. 43 de secunde pe cronometru și se joacă slow aici de către NIP la... Egalitate numerică cu băieții de la OG, mă scuzați. 4v4, modul are jucător trecut pe partea dreaptă. Dacă îl vede mult aici, nu face frag. Se pare că vine Alex la pic și el nu este atent. A murit un side quake pierul său. Hedica de asta lasă pe Nexus singur. Încearcă un burst scurt acum la ieșire. S-a repoziționat Cires, vine Mester de plant. Și iată că se amână puțin. A venit Flash. Smoke-ul în dreapta se duce. Wow, le-a venit Blue Frix din spate din mid. Două gloanțe pe cap, easy peasy, 14 la 13, măcar OG în avantaj după asta. Crezi că Intel Extreme Master Cheng Du va fi câștigat de Astralis? Pare să fie, pare să fie într-o formă bună. Păi, asemenea, apar și Mouse neapărat să joace mai bine. Și Liquid joacă mai bine. Se, cumva, echipele care au absentat de la Major, sunt două echipe deja de la Major care au absentat, care au avut o performanță bună. Astralis și cu Liquid. Mouse, da, au pișit un pic așa cam early, dacă mă întrebați pe mine. Dar din playoff, da. Să vedem acum dacă reușesc altceva. Na, bă, e revanș, nu? Parcă în sfertul de jos, de la Major, fusese Mouse G2 și a fost semifinală. Da, așa a fost. Patru versus 4 cu pauză din nou din partea celor de la OG de această dată pe T-side-ul ăsta. Măcar match point o să și-l asigure. Bine, match point-ul în acest caz, pardon, respectiv după aceea au încă două runde de jucat, trebuie să câștige una dintre ele. Sau direct două aici. Smoke cu He. Am două la pachet. Văd un pic cam grăbit heul ăla. Alex planchează, le va ieși rampă. Să vedem dacă prinde timingul bun și dacă merge către scară. Oricum acolo s-au anunțat clar jucătorii celor de la OG, dar ezită puțin. Stă puțin postat, se așteaptă chiar la o rotație înapoi de la adversarii săi. Se va anunța acum că au făcut cotitura cei de la OG pe rampă. Alex încă pușează. Este un pic... îngrijorat care avea un jucător pe timing acolo după cutie sau... și în spate de asemenea. Max l-a scos pe Fico, acum va iniția Alex, dar până un altă cu Fieri să-i fac treaba, că nu mai fie nevoie să fac chiar pe nimic. Nexus cu Heavy God ultimii, vine Alex, îl știu ca poziție, chiar dacă ar da doar de meci, ar fi suficient. Și încheia runda asta cei de la NIP, 14 la 14 pe T-side, deficitar cei de la OG. Așa de-a plecat la Major, VP vs G2 și acum G2 vs Mouse, God sick. Oricum, măcar nu i-a mai picat PC-ul lui James, nu? Să ne dacă facem 15-15 ca la tenis de câmp. Wrinkle Polar, nici Wrinkle n-a făcut mare chestie. Uitați-vă puțin cum jucătorii IGL supraperformează atât Alex, care are 27 până la urmă, cât și Kito, fix Kito moare. Mono trebuie să facă acest trade, dar Wrinkle e pus pe fapte mari și vrea să dovedească faptul că este wonderful, dar brunet, o linie pentru Nexus se putea așeza, dar Rezi era cel atent și au rămas aici doar Ficu și cu Heavy God. Nu-mi vine să cred că i-au întors de la 8-12 cei de la NIP și că îi bagă și pe map point în momentul de față. Este harta asta, picul celor de la OG? Ia să vedem, da, e picul lor. Alex a scos pe Fico, Heavy God e ultimul, e 1v5. Mai are rost povestind despre runda asta, cu un minut pe cronometru. E greu să găsească pe fiecare. Bomba e picată într-adevăr acolo pe intrarea către pot. Alex deja vânătoare, prea să scoată al doilea frag pe runda asta, să facă 29. L-a văzut.
Păi nu, Vincențiu, dacă stai să analizezi puțin, o să vezi că la fel de multe ori spun și OG și NiP simplu. Dar tu nu poți să zici fac NiP, fac OG, fac NiP, fac OG, pentru că uneori expresia trebuie pusă astfel precum o pun eu și în același timp trebuie să fie alternate expresiile. De asta nu o să mă auzi că zicând doar kill, 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 kill. O să mă auzi spunând cal, hai auzi, kill, frag, îl doboară pe, face eliminarea pe sau îl scoate din joc pe, îl scoate din ecuație și îți mai zic încă vreo 5 variante pe care le tot alternez. La fel și chestia asta. Poate ți s-a întipărit pentru că este mai pe lung. Dar crede-mă că ești primul care spune chestia asta în 7 ani de casting. Deci, poate ți s-a pus așa un pic piticul acum, dar în rest se alternează cât pot. Mai zic formația celor de la OG, jucătorii dacă puteam, ziceam și playerii, uite, mai zic uneori jucătorii echipei, organizații suedeze în cazul celor de la NIP, că sunt organizații suedeze. Dacă era line-up full suedez, ziceam jucătorii suedezi sau nordici. Unul 42, se retrage aici puțin Rington. Cut, a încercat early pick-ul acela. Incendiara din partea lui Rez vine aici lângă Nexus, dar smoke-ul îl ferește pe playerul de la OG. Eheul ăsta cu Bolt către Kito. Cel mai mult damage pe care l-au luat jucătorul din spate. În funcție de elevare de unul și trebuie să ia mai mult 3 fraguri pentru jucătorii OG, care erau ramp heavy gat cu double kill-ul. S-au dublat împreună și iată că astfel supraextinderea aceasta de la NIP este în detrimentul jucătorilor de pe CT. Rinkle este pick-ul lui Nexus realizat către acesta și Blue Phoenix este ultimul. Stați o secundă, vă rog frumos. BRB. Atâta. Scuzați-vă, de asta am închis, că a venit Antonia de la proba de rochie. Bun, 15 la 15. Ah, ok, avem scor de meci de tenis de câmp. 58 de secunde, Motul doboară pe rincă. Vine un smoke, e de fapt un motul acolo. Nu, am zis bine, cred că smoke-ul pentru corector. Anyways, heavy gadă le elimină pe Blue Phoenix între timp și se joacă pe toate flancurile. Modo, atent, către headshot, l-a eliminat pe suedez. Rămâne Rez în viață 1 vs 2 și clutch-ul este doable, mai ales că nu s-a plantat încă de către jucătorii de la echipa OG și asta poate să îi permită să facă retake-ul. Iată că ia utilitatea de pe jos, anume defuse kit-ul. Are la dispoziție flash-ul și atât, dar stau pe dublaj OG. Îl așteaptă în conector, smoke-ul încă acolo prezenți, vor auzi pașii săi, ușor, fade in către CT și Nexus. La dublaj cu heavy god n-avea cum să rateze oportunitatea de a-l dobori pe playerul de la NIP. 16 pentru cei de la OG. Bine, Bibi, atunci ce se mai întâmplă?
Să vedem line-up-ul pe care și-l face Heavy God. Ce mare e smoke-ul pe minima, dacă observați. Foarte mare. Rez, a scos Nexus. Este entry frag-ul făcut de către jucător de la OG. Început dreptul acesta, Alex erau preocupat de prelată, pentru că altfel l-ar fi putut două pe Heavy God. Da, Dragoș, așa este, da. Mulțumim frumos. Blocul Alexis acolo fix în față. Foarte bine, face picul, ficul. Crosser placement-ul este impecabil din partea acestuia. Au venit foarte departe în IP și se joacă un pic de deathmatch aici pe hartă. Se caută unii pe alții. Nipi și încalcă granițele cu adversarii. Kito flanchează. Dar dacă nu se grăbește să ajungă acolo către site-ul ăla prin conector, s-ar putea să-l găsească mai degrabă Perinkle pe el din spate. Și mă găsește Max-ul. Dar asta va accelera play-ul celor de la OG în site-ul ăla. Smoke-ul de cross se dă. Numărul 1, numărul 2. Totul este așezat, totul este on point. Și acum să-i vedem în afterplant pe cei de la OG. Rincă la are damage până la 45 luat. Va fi o țintă mai ușoară pentru Heavy God. Sau dacă modul ajunge la wallbang, respectiv ajunge să dea un leg shot. Are și el mai degrabă decât doar damage-ul către adversar. Modul l-a domorât pe Rinkle, a fost prin smoke, din păcate n-a fost cu wallbang, dar nu mai contează, e că n-a ajuns acolo, iarăși. Heavy God cu Modo, băi, au un talent ăștia doi. E a doua oară când se întâmplă chestia asta, fiți atenți. Odată a fost Heavy God care Modo care l-a bătut pe Heavy God, că s-a băgat Heavy God în față. Acum Modo cred că mai degrabă stătea și nu știu exact să vă zic cum a fost acolo, că nu mă ne mai stăm să ne uităm la movement, dar în orice caz nu este cazul să se mai întâmple asta la nivelul de joc pe care și l-ar impune cei de la OG. Da, Alexandru, a murit hype-ul Werty. Aștept să-ți vină și ție soția, viitoarea soție, să-ți spună că și-a găsit rochie de mireasă. Și apoi să vezi și tu dacă e o pauză de la muncă de 10 secunde, 15 secunde. Ești român de la, Alexandru, n-am ce să zic. Ești român de la, foarte așa. Molotov, te rotate mult în lumea asta. Așa îmi place, te unii români, sunteți extraordinari unii. Kito de bară pe Blue Phoenix, 3 vs 4. Este un trade după trade care are loc aici. Și aparent, de ce ai dat hide, Kiki? Nu vreau să văd răspunsul din partea lui Alexandru. Se trece mai departe aici de pe scară. Ficu putea să rămână late, dar deja s-a luat fighter acolo și cred că este anunțat. Rez în site alături de Maxter. S-a întors, stătea anti-flash acolo la white box-ul din stânga, va să spună. Și a rămas Ficu în clutch, pentru că este quick-pier de pe rampă, pică unul după celălalt. Fix Rez și cu quick-pierul său suedez de acolo din site-ul B și fac fiecare fragul de pe propriul flank. Ficu de utilitățile, dar automat Maxter își dă seama că aici s-ar putea să iasă și era într-o închidere de unghi automată care nu putea să facă prea multe și astfel se închide această jumătate de serie de overtime. Dar nu contează, Alexandru. Niciodată n-am lăsat un overtime așa fără, chiar fără motiv. Da, asta spuneam și legat, deci faptul că s-au bătut unul pe altul Modo și cu Heavy God de două ori într-o hartă deja, adică asta n-ar trebui să se întâmple la nivelul de joc pe care și-l impun și și-l doresc cei de la OG. Da, echipa e nouă, Modo n-are mult timp, dar la greșeli de genul ăsta nu se poate ajunge, pentru că i-a costat, chiar cred că i-au costat ambele runde, cea puțin runda anterioară i-a costat cea în care s-a întâmplat. Deci că Alex îl bătește pe ordine personal să facă stream. Anyways, nu mai contează chestia asta. 1.27 pe cronometru. Zaheul acolo pentru variantă. S-a retras destul de mult Nexus. Are damage 5 încasat, ceea ce nu este neapărat reprezentativ, dar niciodată nu știi când 5 HP poate salva viața. A zut acolo cazul în care am un jucător la Aragis un bombe, era Rinkle care, nu, coipierul lui Rinkle care salva VP-ul și a rămas la 1 HP în retrage, era Maxter parcă de acolo un flash pe deasupra, Rinkle a luat, trebuie fight, Alex, izolat, modul ca VP-ul din spate, cumulează gloanțe
E bine că vedem și fragurile, dar ne dăm seama de ce se întâmplă. Maxter cu Blue Phoenix 2 vs 5. Nu, Alexandru, nu lor le este foame, ești nesimțit. Asta este, acolo e chestia. Dacă vin niște oameni și îți spun mai pocolite că ești nesimțit, tu nu trebuie să le spui că le e foame. Trebuie să pleci capul, îți ceri scuze că ai făcut-o de cacao și îți vezi de treabă. Maxter 1 vs 4, continuă această rundă, dar este foarte greu. Uitați-vă ce frumos se dublaster acolo la variantă. Un jucător pe conul de trafic, celălalt pe partea inferioară și aveau și un headshot. Când se fac fragurile, noi stăm pe spec pe omul din smoke. Asta e, Gabi, v-am spus mereu că nivelul de observing a scăzut foarte, foarte, foarte mult. Foarte mult. Și automat nu se mai văd multe din fazele care au o relevanță în rundă. AVP pentru Wrinkle și își permite să joace AVP-ul acesta, să vedem cât de mult va însemna pentru runda aceasta cu numărul 5. Evigat, îl doboară pe Wrinkle, vine incendiara mai departe pentru a bloca orice push al echipei NIP care nu va veni de curând. Sunt acolo prezenți, boost-ul se va face, Alex este aici cu Blue Phoenix, prezentul lângă celălalt. Și aparent dau cancel. Lasă acolo pe Maxter totuși, rest responsabil de rampa site-ului ea. Aoleo, Nicky. She's fired. OG se duc ușor, ușor. La un predict aici și cumva e un gamble de B, pentru că la acolo pe modul cu AVP-ul Nicky se va roti foarte ușor în Heaven, în Heaven, în window dacă trebuie. Respectiv Nexus ținea el dinspre Heaven site-ul ăla, dar e prezent în A acum rez și nu va fi un flank, ci mai degrabă e cel care descoperă site-ul. Devine Blue Phoenix Lurk cu ocazia aceasta. Vine ușor Maxter la rotație, timp mai au 33 de secunde când l-a dorit pe Blue Phoenix, dar multitudinea asta de smoke-uri, o parte și din partea celor de la OG, dar mai ales acel smoke de colț în față, în fața scărilor cu mult lângă white box din partea celor de la NIP, îi păcălește pe OG să rămână îngrijorat cu privire la site-ul B. Și iată-l acum pe Ficu, rămânând blocat pe colț la pilon, încercând să-și dea seama dacă este un lurk în spate sau nu. Până una alta, s-a plantat de către Nick, a prins și modul un frag cu wallbang chiar. Nexus face trade-ul pe Maxter și rămâne doar Alex în joc. Cei de la OG au câștigat duelurile care au fost importante în cadrul acestei runde cu numărul 35. Dezamorțează Modo, timp ce Ficu este cel cu task-ul de a face eliminarea pe adversar. Deși îl căuta, putea să fie și variantă. Erau mai multe locuri în care se putea retrage jucătorul de la echipa NIP. Playerii echipei de la organizația suedeză, bine, nu sunt departe de a fi din nou cu majoritate suedeză. L-au pe Rez, l-au pe Maxter, dar nu vor să se întoarcă la origini. Ultima dată când am comentat, nu, prima oară când am comentat Fnatic versus NIP, ambele cu line-up european, care amândouă să se întâlnească amândouă dezicându-se de majoritatea suedeză, a fost în 2023, în aprilie, la un blast. Țin minte, jur, mi-a rămas așa impregnat în minte, pentru că se întâlniseră Fnatic, NIP și am zis, ok, până atunci erau parcă NIP care aveau line-up suedez, dar renunțaseră și Fnatic. Sau era invers, nu mai țin minte exact, dar în orice caz, era prima oară în istorie când se întâlneau cele două echipe și aveau line-up sau steagul Uniunii Europene pe HLTV și nu line-up-ul sau un steagul suedez cu majoritate suedeză. Nu este bună asocierea mea cu munca. Wow. Ok. Ok. 3 versus 1. Incendiară. Wow. Stai că m-ai lăsat perplex aici. Iertați-mă pentru finalul ăsta. Dar m-a lăsat perplex Costin Alexandrescu. Bro, dacă ceea ce fac eu pe stream nu poți să asociezi tu cu munca, înseamnă că nu poți să asociezi cu munca absolut nimic din ce face niciun streamer vreodată. Niciun streamer. Păi asta înseamnă că un streamer care se joacă, ia-l pe Lobanjica, el nu muncește, nu face content, ia-l pe oricine, ia orice streamer vrei tu.
te bagă în seamă că meriți, sincer. Pe bune, nu știu, Lobanji, că luați pe cine vrei, Summit, 1G, Shroud. O să-mi spui că Shroud a avut carieră. Păi normal că a avut carieră, sunt o grămadă de jucători pro-retrași care fac stream. Dar eu dacă comentez și la Major 8-10 ore pe zi am fost non-stop cu casting-ul și așa mai departe și presupune un efort psihic, un efort vocal, un efort al plămânilor și așa mai departe. Costin, te rog frumos, te rog frumos, nu fi exagerat, nu fi exagerat. Nu fi culmea, că e păcat, e păcat. Trebuie să fiu un pic, trebuie un pic să fiu obiectiv în viață ca să... Băi, dintre... Da, în fine. Nu, o să mă stau pe eventual să scriu la un moment dat, o să scriu o lucrare așa, o lucrare scrisă ce presupune efortul de caster, dar dacă mă apuc acum și vorbesc, nu știu, o să sune pentru unii, a, mare chestie. Nu, eu așa zic multora când mă întreabă, a, dar e ușor ceea ce faci, eu doar le spun, deci eu vă zic care este feedback-ul meu din momentul în care termin o zi de casting, de 8 ore, 10 ore, poate să fie 6 ore dacă a fost hardcore și meciul a fost bun și n-au fost prea mulți timp morți. Ți se, în primul rând, 4 monitoare în fața ochilor. Am început, am astigmatism, am făcut asta în ultimii 2 ani, am început să văd rău. Asta o poți și la alte joburi, absolut. Eu nu zic acum că este mai solicitant decât alte joburi, dar nici să spui că un comentator nu muncește nu este deloc. Nu poți să zici că este corect așa ceva. Eu, după ce termin un casting în, la ora 12 noaptea sau 11 noaptea, eu trebuie să stau treaz minim încă 2 ore pentru cum este creierul, în ce stare, dar mi-e greu să explic, sincer, mi-e greu să explic starea în care ți-e creierul pentru că ești așa într-o stare de alertă pentru încă 2 ore și parcă așa. Pentru că ochii, pe parcursul meciului, ca să spui toate aceste informații rapid și pentru a aduce hype-ul ăsta, debitul verbal, era un băiat care la un moment dat mi-a băgat un live pe AI și mi-a zis că pe oră Werty zici 30.000 de cuvinte sau ceva de genul ăsta. Mie nu mi-a dat la calcul, parcă, dar ieșeau vreo 15.000-16.000 ca relevanță. Am încercat la un moment dat să îmi fac un text de vreo 50 de cuvinte și să-l spun într-un timp anume, lucru pe care n-am reușit și făcând o medie, dădea un număr destul de mare, știi? Și eu când mă întreabă cine, îmi spune cineva că bă, tu ai un job ușor, zic nu e ușor, poate dacă e pasiune și o fac cu plăcere, asta nu înseamnă neapărat că este ușor. Eu mereu le spun la oameni, bă, du-te, știm de vreo 5 ore cu timpii morți aferenți care sunt când mai vorbești cu chat-ul, mai zici un altă sau poate este un timp mort în cadrul rundei și nu se întâmplă nimic, du-te și vorbește 5-6 ore și fă-te că tu comentezi cu fața la un perete ca să practic să simți propria voce timp de 5-6 ore să vezi cum te nebunește. E un pic ciudat să explic chestia asta. Trebuie încercat ca să vezi. Dar efectiv îți moare creierul. Zici că îți moare creierul după orele respective. Nu știu exact ce alte joburi aș mai putea, cu ce aș mai putea să asociez ca să mă duc direct către să fie alt job care necesită un debit verbal atât de mare și continuu pentru o perioadă atât de mare. Dar nu prea reușesc să asociez. De exemplu, sunt într-adevăr comentatorii de fotbal și mai departe, dar acolo ai cele 90 de minute cu overtime-ul aferent și ce mai este și cam gata. Dar la 10 ore de uneori, cum îți permiți să ai nevoi fiziologice? Fă pe tine. Ah. Da, încerc să explic, dar dintre orice streamer ar fi, dacă streamerii nu, în general, dacă streamerii nu muncesc, tu ești de părere că nu muncesc, eu cred că sunt un streamer care depune un efort pe on the stream, știi? Jobul de șoșoacă are un debit verbal asemănător. Oh, da, nu m-am gândit. Hai să dăm drumul la niște muzicuță. Ia să vedem. Mi-e greu uneori să găsesc. Mie nu prea place să intru în polemici cu chestiile astea, dar... Eu atâta zic, bă, du-te și vorbește singur. Nu trebuie să strigi cum la un casting, dar vorbește singur în colțul unei camere, așa cu pereții stânga-dreapta timp de 5 ore. Bun. Ia să vedem aici ce avem. Ce s-a mai întâmplat pe Ashton TV? Deci mâine avem felul următor.
Astralis Phase. Și Mouse cu C2. Avem rematch-ul ăsta de la Major. Cei de la radio sunt similari. La radio, la radio spune că nu se aseamănă, pentru că la radio e ca și cum ai face un podcast continuu, va să zică, știi? Adică este o, ca și, dacă depinde de context, dacă nu prezinți știri sau ceva de genul ăsta, ești ca la un pahar de bere cu tovară. Și eu mă gândesc la băieții de la Virgin de dimineață, care, bă, e distracție, adică trebuie să lucrezi, trebuie să faci research-ul, trebuie să ai niște subiecte de discuție, dar după aia dacă ești, că e carisma care trebuie și sunt persoanele care trebuie cu chimie între ele, merge totul de la sine, știi? Na, și nu trebuie să ai duci un debit verbal atât de mare cu ridicări, inflexiuni ale vocii și așa mai departe. Da, mă, Costine, tu spuneai legat de, te asemănai cu a lăsa persoanele într-un meeting. Aici nu e ca și cum meciul s-a oprit în momentul în care eu am închis web-ul, să știi. Nu s-a oprit. Ședința aia ta cu oamenii poate se oprea, dar crede-mă că sunt suficienți care ar putea, poate își permit să facă asta într-o ședință. Pe de cealaltă parte, nu s-a oprit meciul, că nu eu eram la Mario cu păpușarul marionetelor, știi? Eu doar sunt cel care interpretează și îți expune ție ce și cum. Și a fost pentru un minut, nu contează. Pentru mine mai mult a însemnat să o îmbrățișez pe Antonia, pe viitoarea mea soție, și să o sărut într-un astfel de moment decât un match din lower bracket de la Sky Sports Master 2024, care are loc pe data de 12 aprilie la un 17:39, a fost în lower bracket împotriva NiP, care NiP sunt cu Maxter, Inkle, Rest, Blue Phoenix și cu Alex. Te-a prins? Te-a prins. Bă. Deci pentru mine ți-am dat comparațiile, două chestii. Și încerci să iei tu decizia care e mai importantă. Ia să vedem aici pe Twitter ce s-a mai întâmplat. Părere, grupă Navi la EPL, s-au pus grupele, nu? Ia. SL Pro League. Așa, tot așa să dăm aici pe events. Ai în descriere, Mirco. Ba da, are rost să-i dau explicații. De asta nu, nici nu i-am dat bani. Eu nu sunt adeptul la banuri de astea, decât în cazuri foarte rare. Eu vreau să văd dacă omul își dă seama și admite că, bă, frate, nu trebuia să fiu atât de absurd, știi? Uite, până la urmă a dat în spate. Unde ești? Să mă scuz că ți-am uitat numele. Chiar îmi pare rău. Unde este? Alexandru, parcă? Nu Alexandru. Alexandru Valentin Vâlcu. El a scris până la urmă, bă, am dat în spate, așa este. Jos pălăria, apreciez. Mă, dai că mi-am învățat o chestie. În multe situații, dacă vrei să arăți că ești bărbat adevărat, dacă ai greșit, frate, nu că pleci capul, dar zici, dai mâna cu omul și zici, bă, frate, am greșit față de tine. Ești de 1000 de ori mai malac și mai șmecher în fața omului, dacă omul apreciază desigur aceste valori. Sunt unii care poate te iau la mișto, dar eu sunt un om care, dacă vii și zici, bă, frate, am greșit față de tine, mă scuzi, te respect de 2 ori mai mult. De 2 ori mai mult. Și poate chiar șterg cu buletele, poate ții minte chestia aia, dar... Și să aplicați cei care aveți o vârstă mai mică și poate nu aveți valoarea asta încă înseminată așa în minte, să știți că merită aplicată. Alții sunteți mai de o vârstă și știți ce și cum. Meciul e la 19? Aoleo, meciul e la 19. Holy shit, man. Doamne. Na, acum poți să-mi spui, unde ești? Costine, poți să-mi zici, mama soarelui, nici n-am luat în calcul că poate să dureze atâta. Durat o oră jumate.
Acum, unde ești, Costine? Acum zi-mi. Acum spunem. Acum spunem că am luat biletul la Cluj la basket și meciul la ora 7 și nu știu dacă se termină meciul într-un best of one. Ai văzut? Costin și cu Alexandru vă invoc. Hai că vedem. Ținem astea două hărți și după aia vedem cum facem. It felt like two maps in one though. We got so many overtimes coming in. NIP looked like they were about to break OG and then suddenly just a bit of life at the end, they got through it. Yeah, a little bit of a resurgence coming in, especially from Heavy God starting to wake up on that B bomb set especially. But yeah, I don't want to take much away from NIP either. I think they should have lost. De asta ajungi și BB uneori să faci repetiții precum cea pe care n-ai vrut tu să o menționezi, știi? Fără să-ți dai seama. Able to grind it back into OG's mapping, looking very solid overall, and heading into their mapping, which is going to be Overpass. Honestly, this could be anyone's game. Yeah, excited to see how that is going to pan out, and yeah, it could be anybody's game. We'll have to wait and see, but this is some highlights, some of the action that unfolded on Vertigo. Stai să comentez de pe Discord, să mă sun pe Discord, să-mi dau watch, să-mi dau... Mamă, cum ar fi, mă, să fac chestia asta? Yeah, like, apart from the, like, I think that when they had a 5-2 lead is when you're like, alright, this is looking good, but I think this particular round where they lost the pistols and a one saved off from the side of NIP is when the T-side kind of fell apart here from OG, and we saw the woes continue in overtime as well. But individually speaking, you have to point out both Keto and Alex, the two opposing IGLs, really doing the brunt of the heavy lifting for their respective teams as well. Something which you're not expecting to really see when you have players like Wrinkle, like Maxtor, like Fiku, like Heavy God in the server. But in the end, it was OG Keto and his merry men, his Motley crew getting it done. Păi mai stau harta a doua și după aceea vedem dacă este să fie. Da, se joacă pe pic cu Nip. It has historically been a map that various cores, various iterations of the NIP lineups have liked playing. But I'm curious to see how this one's going to play out for them. Dacă l-au și regale, au ceva oferte. Da. Este interes pentru ei. Dar mai mult nu pot să zic. Că nu au făcut ei public. But Keto is a standout player. It's kind of wild. Keto does have maps here and there where he's just really, really good. Yeah, the Keto effect is used to fondly, or rather infamously, call it back when he was in big as well, right? Nu ăsta au jucători. Adică Blaunix, dacă s-a pus așa pe FPL, clar prinde ceva. Plus că dă de jucători de la tot felul de echipe de acolo, știi? Și totuși face rost de... The fact that Modo just came in to replace Regali as well. Eu atier 1. Păi deja încerc prea mult, Claudiu. Încerc prea mult. Nu pot să vă zic băieți, că deja zic prea multe și nu e ok vis-a-vis de băieți și poate nu mai funcționează. Știți, poate nu iese ce-am auzit eu, se schimbă niște planuri și după aia v-am dat eu info greșit, știți? Pot să vă spun dacă există interes. Regalie bench, te rog, din păcate. Lot of very heads up brazen plays and in the end, you know, it did lead to that leader win coming in for his team. It came down to little minute details. So yeah, a captain's performance from a captain who's trying to kind of, you know, show what he can do for his team. On the other side, Alex as well, 30 kills. Dinko, even more important than Keto, but unfortunately, a losing effort. Yeah, a losing effort, but you don't see Alex at the top of the board. That's a positive takeaway, I guess, for NIP, is that Alex is playing so well and was a big reason as to why that first map was so competitive. Excited to see if Alex can get more of this performance just off this team, because in his time in obviously the Riders in the past, he would obviously have these maps where he's in the front and also be leading in the kill department. He is an in-game leader who can frag, but yes, I think the first few periods of time here in NIP, he struggled individually. I remember the series at the RMR where unfortunately ended the series and got eliminated from the RMR with 6 kills across the best of 3. Dinko, look at Brolan and how he's performing in Mouse right now, yeah, and how he's struggled with NIP. I think NIP can make a lot of players who can usually frag out struggle quite a bit. So yeah, for the fact that Alex is slowly coming back to his form, I think it's a good sign. Yeah, it is a good sign, absolutely. More of those signs need to be seen as we head into Overpass if NIP want a chance of this. Searson, in an interview 2 days ago, said he would love the matchup against OG because he wants to play against Keto. He wants to have that matchup against his former teammate.
And I think and it's his good friend as well. It's good friend. Yeah. Don't forget, it's all about the friends you make along the way. Yes. And I do feel like that's a possibility. Now, I personally got OG winning this series 2-0. 2-0, it's ballsy. I did say this might go all the way to a three mapper. Yes, but I do want to believe just that from NIP, you know, they picked Overpass here. I want to believe, I want to have next a little match. Bit of faith in okay. Alex that this T side from them, they're going to be starting on the T side here, which is mapping from NIP, OG, if they're smart, should be starting on the CT side. So I'm expecting something a little bit more. Regalia heroic ar fi bombă rău, da, Cristi, dar îl dau afară pe Nicodos. Asta e chestia, știi? Nu îl dau afară. N-au de ce. Hai să scriu 7 ore de casting încheiate, să nu vină unul să se trezească din... What? Ok. Bugged out, ok. Este overpass, arată cu numărul 2. Hai să vedem. NIP, nu-s ok. Ia să vedem. 1-0 pentru cei de la NIP. La scorurile pe harta aceasta, 1-0 la general pentru cei de la OG. M-aș lua vărți, te pop, domnule, mersi frumos de 47 de luni. Două macuri, Maxter și cu Alex. Galil, 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 de 3 ori Galil pentru restul de 3 și către. Mamă, de... Ai putea să faci o melodie, era... Era o melodie cu Galil, 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 Galil. Era o melodie, ceva de genul ăsta sună. Mai știți? Da, poate ce mulțumesc frumos pentru livrare, Alex, cu double kill. Maxter scoate pe Heavy God și Fico este ultimul în viață, foarte rapid se întâmplă totul, dar scoate 2, aproape 3! Pe USP-ul acela l-avea pe Rinkle în toată splendoarea în față, care era extrem de low, dar de la 0 pentru NIP și OG, cred că sunt cam străini de harta asta, sincer. Mamă, 17% din 6 hărți, dar și NIP au 20% din 5. N-am venit niciodată la turneul acest albo, chiar dacă are un price pool destul de mare. 2-0 pentru NIP, OG cu famos la Kito, 2M4A1S, 5 din 5 stele, Patrice, cu tips. Nexus de asemenea și el pe armă, modul pe AVP. Era cu Alin, iartă-mă pe mine, Bogdan. Mai trebuiau încă, mai trebuiau și mie încă vreo 3 ani de viață și prindeam perioada aia, știi? Arme versus arme. Dar nu că era românească. Nu, era românească cu Alin. Pe bune, Maxter se arată, iese din conector. Jucătorii de la NIP încep să se mobilizeze. S-a retras cu totul Nexus. Jucătorul de Polar este în lung, Modo, care acum va ține lower parkul la banană. Merge destul de departe, Modo, flash pe deasupra sa, la prins pe rezi, este wallbang, Rinkle pușea să-l ține Nexus. Cât de mult s-a încrezut pe propriul goi, Hipier a venit prin far, Maxter, care cu Mac-ul îi prinde pe amândoi fără armură mare, din păcate. Iată ce înseamnă, ce trade au făcut aici cei de la OG. Erau $350 diferență, totuși nu ar putea să meargă în favoarea lor. Dacă Kito mai scoate ceva, Heavy God oferă suportul de la TV, e Fico pe poziția cu Pierului său, doar 42 de secunde, suficient ar fi care să planteze sau să-l duboare pe Fico, care jucătorul polonez se descurcă de unul singur. După fiecare frag OG mai vine ceva de la NIP și tot așa până ajung a fi ultimii doi în viață de la fiecare echipă sau ultimii fiecare câte unul de la fiecare dintre cele două echipe în viață. 1 versus 1 este polonezul triumfător și este 2-1 pentru cei de la NIP. OG cu 3MP9 are AVP-ul Modo, Ficu pe M4, shaky shaky un pic așa economia lor, apoi am virus pe firepower-ul, doar că măcar de această dată are echipa
acestora armurile mari la dispoziție, măcar pentru a neapărat foarte mult. Bine, armurile mari s-au cumpărat, sau armurile mici au venit în luna anterioară în ideea că NIP ar fi full pe AK-uri, dar ați văzut că n-a fost cazul și e suficient să dai fix de un jucător de Galil sau de jucătorul ăla de mag care să-ți vină să-ți tragă din mers. Asta s-a și întâmplat. Acum e doar Alex cu potențial de one-shot headshot. Lipsa armurii. Ce pic al lui Rez. Modus scapă de gloanțele de deagle ale lui Wrinkle. Acum e arma de arse. Pare că Modus schimbă poziția foarte bine. Modo triple kill aici. Per total în jurul și în interiorul toaletelor. Al 4 este în față. Maxter se va arăta cuburând acolo slow. Modo. Hai cu inspirația, Modo. De ce nu-ți sta camera pe el? El va face highlight. Ar face al 4-lea frag și ar fi on screen. S-a întors cu spatele, un pic greu cu AWP-ul acolo pe colț. Te pup, Lester, salut. A venit Heul și mai departe este Kito, cel care găsește și el bomba acolo securizată, v-a să spun, o găsește, o vede fizic, pentru că informația deja curgea acolo la cei de la echipa OG. Vine Ficu, verificări, moare Ficu, ar putea să-i lasă la 1v2 în modul de aici dacă nu reușește în scopul. Și va fi caz de nou scop, doar că se bate Kito înainte de orice cu Maxter. Se uite și pe gap, se retrage, handicat cu MP9-le, vine Modo, care își conturează al 4-lea frag și este 2-2 egalitate între OG și NIP. A venit runda de pistoale. Mersi de dedicație, deci cu Alin până la urmă. Primele două runde pentru NIP, OG, apoi răspund. Nice, good. A venit fix pe dedicație, Ali. Fix pe dedicație. Trec din spawn, jucătorii de la NIP. Smoke în fața rampei de la Tero NIP acolo pe pistoale Deagle. La Maxter, ca și un upgrade mic, restul sunt pe pistoale full eco, fără nicio utilitate cumpărată. În rest, ar trebui să fie eliminări ușoare pentru cei de la OG. La ce mergi, fugi? Am o biletă la U. Cluj cu Dinamo la basket. Și nu mă așteptam să se extindă meciul, adică best of 3 început la 4 jumate, mă așteptam să fie gata probabil în două hărți și dacă să fie 3 hărți cumva să se termine până la un 6-45. Nu prea mergea până la 7-2 jumate, sunt best of 3 care se termină în 2 ore jumate, dar depinde de circunstanțe. Acum a fost overtime, s-a jucat și slow pe prima hartă și de aici a început greu. 3-2. Nu știu, mâine CFR cu FCSB. Tactical timeout din partea NIP. E duminică. Și mâine ce zi este? A, mâine e sâmbătă. Era să facă și Kaden o revenire. A făcut o revenire. E ok. E ok, Kaden. E foarte ok. Cum a jucat individual și Liquid. Da, poate n-au bătut FaZe, da. Still good performance și măcar eu aș pleca zâmpind din China cu, după rezultatul ăsta. N-ai de ce să deplângi neapărat. A, da, puteai să-i bați, într-adevăr, puteai să fii în semifinală. După aia, probabil oricum ți-o luai de la... Da, juca revanș acolo cu băieții de la... versus băieții de la... Astralis și era un pic pumped up, știi, din spate și era parcă avea o motivație în plus să facă treabă împotriva lor. Hai să vedem ce fac aici mai departe. Da, Răzvan, acolo mă duc. Retrag ce de la logit după ce că pun presiune în smoke. Smoke-ul ăla vine deja de fiecare dată aruncat în barunde. S-a dat și de către nipunul. Bine, vine incendiara pentru playground și ca să scape inițial să lasă cei de la UG să ia primi teritoriu. Asta e să se bage ei acolo un smoke în playground și să folosească un smoke pe care nu mai, de care nu mai pot uza ulterior în execute. 4 versus 3, faptul că eliberează conectorul este extrem de important pentru jucătorii celor de la IPA UG. Salutare, David, bine te-ai găsit. Da, a jucat bine Kaden. Gucci place. De ce Werty și nu al nickname? I don't know. La fel cum i-ai zice lui Simple, de ce simple ca nickname și nu complicated?
Stai la 2. Andrei, ca să îți spun o întrebare, nu știu, dacă mă întreb pe mine, mi-a schimbat nickname-ul acum așa for some reason, dar nu am vrut QWERTY pentru că era mult prea used și am zis să scot Q de la QWERTY și a ieșit WERTY. Nu prea am dat de nickname-uri de astea, deci era original la vremea lui, prin 2012, Modo, Double Kill, cu acel pilon îmbrățișat, a rămas doar Wrinkle și a făcut treaba aici, Modo. Ideea e să-mi plantez de Wrinkle aici pentru a obține bonusul pentru echipă. Este fake-ul înainte de orice din partea jucătorului ucrainean. Este fragul lui Ficu de sus, a tras bine, avea Heaven-ul acolo asigurat. 4-2. Neinspirat? Bă, nu e neinspirat, că... Davide, te rog eu mult de tot. Ai numele David cu 2 de V și W la final pe Faceit. Să nu spui mie că ori e neinspirat. Să nu spui că... Nu este o poveste în spate, Andrei. Dar sunt mulți care n-au neapărat o poveste în spate și sunt mulți care aleg un nickname și apoi pe parcursul timpului își fac eu o poveste că, na... Sunt dat, na, dau de întrebări de genul ăsta cum ai pus tu și zice, bă frate, dar trebuie să am și eu o logică, trebuie să fie o poveste în jurul numelui. Eu acum puteam să spun că da, că WERTY îl chema pe unul dintre străbunici, a scrijelit la Stalingrad undeva într-o bucată de lemn și a adus o Volga până în Dunăre, până în... Hai că unde se varsă Volga, vă dați seama că am zis la mișto. Dar așa, a adus o Volga cu râurile confluente până în România și a ajuns la mâna mea și scria WERTY acolo și a zis, mamă, trebuie să-mi pun linie pe asta. Friendly banter, that's it, of course. Aș putea să zic caburel de astea, dar nu le zic, că nu e așa. Efectiv, îmi trebuia un nickname, bă. Știi care a fost nickname-ul meu până... Ia ce frumos a jucat-o aici, Nexius. Da, într-o bucată de hârtie, într-o sticlă de la mare, da. Hai să vedem unde a stat cu numărul 4, 7 și vă zic mai departe imediat. Alex. Vine pe flash-ul. Oh, ce frumos se jucau NIP, dar Alex a descurcat de unul singur înainte să vină. Bine, prezența flash-ului în aer a fost suficient cât să-l supere un pic pe Nexus să nu mai fie la fel de atent. 36 secunde. Vine incendiara pentru a bloca lungul și așteaptă în site. Kito așteaptă și Modo cu AVP-ul și Modo este motivul pentru care cred că cei de la NIP nu vor trece mai departe în această rundă cu una câștigată. L-a scos pe Alex, exact ce spuneam, și îl doboară și pe Wrinkle. Bine, Modo, Kito cu asisturile, dar irelevant. Modo oricum făcea eliminările respective. Așa. Deci, eu am început, am jucat primul meu nickname din online. Stai mă, Pometin 2, ce nume aveam? Bă, ce nume aveam, mă, Pometin 2, nu mai țin minte. Stai așa, că acum întrebarea asta e bună, nu mai știu. Bă, ce nume aveam, Pometin 2, nu mai țin minte. În fine, pe Samp prima oară în 2008 mi-am pus nickname-ul Smiley cu Y cu Y. S-M-Y-L-E-Y cu ro între paranteze. Eu jucam pe un server românesc, nu știu de ce mi-am pus ro în paranteze, dar eram eu patriot de fel când eram copil. Stați așa că se joacă arme versus arme, 4v4. Și la un moment dat când am început să mai cresc și eu, am zis, bă, pe Samp nu trebuie un nume mai original. Și așa că am făcut asta. Ficul dobară pe Maxter, 4 versus 3, Ficu... Heavy God. A bătut pe Blue Phoenix de acolo, de la cursul de la ABC. Pă, ce flash a luat de la Modo Wrinkle. Modo a dat flash-ul ăla de unde? L-a dat numărul 2. Oh, dat pe lângă autostradă din site-ul ăla. Și l-a prins bine. Rezi ultimul și art. Jamie ar spune să salveze aici. Un minut pe cronometru, are și bomba. Așteaptă să scoată un frag gratuit și apoi va încerca luna în continuare, dar așteaptă. Așa, înainte de Smiley Raw, cum am zis eu, avusesem când m-am jucat Battlefield pe servere de astea private, adică nu-mi permiteam să-mi cumpăr Battlefield și mă jucam pe ceva servere private pe online de le downloadai, aveam Glazord 222, cum are și numele canalul. Dacă intrați pe la mine pe homepage-ul de la canalul WERTY, o să vedeți că poate va apare youtube.com/user/glazord222. Ăsta este 222, 3 de 2. Ăsta e numele canalului original, așa a fost creat. Și apoi am pus WERTY după ce că așa. Stați un pic, 20 secunde. Modo, e foarte superioară, Heavy God, trebuie să facă eliminarea și se întâmplă. 6 la 2 OG impecabil. Hai, băieți, că poate prind și eu meciul. Și problema a fost cu numele Glazord222, că eu mă jucam Battlefield și băieții cu care mă jucam eu în pe multiplayer și ne făcusem așa brigadă, îmi ziceau glazură, pentru că eram copil mic și aveam Glazord 222, cum mă puteau alinta și îmi ziceau glazură. Na, puii mei, aia e.
Nu, n-am avut cum să scap de nickname-ul ăsta și am fost glazură până când nu m-am mai jucat Battlefield. Bad Company 2 mă jucam pentru cunoscători. Și după aia am trecut la Smiley Raw pe Samp și apoi am trecut la Werty și cam Werty a rămas. Wow, Andrei Dima, wow. Șoșon. Nice. Sau coșon? Coșon. Nu șoșon. Scuze. I-am uitat că recent e epidemie de băieți pe nume David. Oh, da. Da, David, Maya, da, corect. 6 la 2, 4 runde diferent. Revenim la meci aici după povestea legată de nickname. Da, Battlefield 3, Battlefield 2 erau altceva, another breed de Battlefield. Battlefield 4 e ultimul Battlefield bun, corect. Da, dar nu e sub Waterfalls, ba chiar main player. E în teste, în trial pentru a fi main player. Asta cu standing a fost așa de formă primele meciuri. Nu știu voi, probabil vedem. Cristian merg la Ucluj cu Dinamo la basket. 1 și 10 pe cronometru. Se joacă mai slow acum. Dar NIP focusează trupele aici către site-ul B și pătrunii spre șoc prin mișcător. Se trage corbește de către Blue Phoenix către zona de Toxic. L-a eliminat pe Ficu, dar Heavy Gage cu Kito vin cu un dublu răspuns, o dublă palmă peste fața lor. A rămas cu bomba Rinkle, flanchează, l-a scos pe Heavy Gage, Alex acolo pe flancul drept. Noroc că Modo face trade-ul și rămân cei de la OG mereu cu cel puțin egalitatea la numărul de oameni. Alex pic agro, Modo se aștepta, dar a lăsat un marge de eroare cam mic. Fighter nu trebuie să-l bată, reușește să rămână la 1v1 Alex. AVP-ul luat de pe jos, este clar un upgrade pentru el din toate punctele de vedere. Dă un flash adversarului său, Nexus întors, 27 secunde, bomba e pe rampă, a tras către el. Vrea să-l țină departe, vrea să-l forțeze să meargă după bombă, no pun. Dă un flash, face picul, nu-l apucă din nou cu gloanțele. E o incendiară, se pare că da, Nexus se poate juca agresiv. Rămâne în incendiară încă puțin, coboară, prefire-ul nu e menținut, ratează Alex cu AVP-ul, nefiind jucător de meserie și e 7 la 2. Pentru OG care profită de acest city site, profită de avantajul conferit în mod teoretic de această hartă care nici nu mai este avantaj pe CT, că joacă, e meta-ul pe overpass pe toate părțile posibile, dacă ar exista o cale de mijloc și nu ar fi Tero sau CT și aia ar putea să fie. Navi au jucat pe început de CS2 mai bine pe Tero până o grămadă de meciuri pe Overpass, să știți, decât și cu Imen, line-up mă refer. Modo l-a înlocuit pe Regali, Madaline, care momentan este benched. Nu știu dacă sunt play-off-uri sau nu. Da, cred că sunt play-off-uri, de fapt. Sincer, când am văzut Dinamo UBT, nici m-am mai interesat. Am zis că iau direct cu ăsta. Mai ales că și înfrățite galeriile, poate este ceva spectacol frumos, știi, cu galeriile. Oricum, e sold out eventul, adică e full sala. Blue Phoenix, l-ai numat pe Ficu. Nu vedem eliminarea, dar se întâmplă pe... prin smoke, headshot. Prin monster. Către capăt de pe un capăt pe altul. Un și 10. Păi să nu uitați că aveți în descriere link-urile către CS Money și D-Market dacă vreți să cumpărați skin-uri mai ieftine ca pe Steam Market sau cu vreo 30-25% reducere cu cardul, cu PayPal-ul, le cumpărați super ușor. Sau dacă vreți să faceți trade cu skin-urile voastre, aveți și CS Money și D-Market în descriere. Super folositoare site-urile și vă dați seama acolo. Trade cu skin-uri și vinde, cumpără skin-uri, așa găsiți în descriere. Sunt în... e Nexus în spatele lor. Trage adresa. Oh, Nexus a tras acolo de toate zilele. Modul dobar pe Maxter. Da, modul are ADR mare, 12 cu 5 și KD-ul este mare. Are peste 2. Nexus are cross-ul foarte bine setat. L-a ignorat complet pe jucătorul celor de la OG din spate. Și chiar vine și Heavy Guard în ajutor. Modul ar trebui să tragă acolo de timp. Prea. Aici modul s-a întrecut. Aici a vrut fragul, a rămas cu Polar, noroc că l-a luat Heavy Guard, dar putea să nu moară. Bine, mai e și finalul de half și au bani. Mergea să joace modul încă un pic, să mai aștepte cu echipierii să vină să țină cross. S-a grăbit Modolicu. Pardon, are Maxter Tech9, restul ar trebui să cumpere și half pie pentru că NIP au 3400 bonus pentru runda următoare care va fi finală de pe această jumătate.
cum se procedează la bench, intră la pracuri și e o continuă concurență, cum treci de la echipă de la a doua la prima. Păi nu, Andrei, când în momentul în care ești bench, în primul rând, nu mai ești activ în meciurile oficiale în echipa ta și cineva de obicei îți ia locul instant, adică cineva s-a pregătit ieșirea ta. Echipele de obicei nu prea stau în patru oameni. În cazul OG nu au avut meci până în momentul de față, deci de asta nu l-au anunțat atât de rapid pe Regali ca fiind benched. Și cred că OG și-au găsit, l-au anunțat pe Regali și apoi au început să-și caute înlocuitorul din jucători care erau disponibili, care aveau, făceau cu ochiul. Pentru Regali, cum trece la echipa următoare, conform contractului, el își va primi pentru perioada cât este benched un procent din salariu. La, înțeles că în unele cazuri primești 50% din salariul pe care l-aveai dacă erai full-time player. La jucător poate e diferit. De exemplu, Simple nu cred că primește la Navi benched 25.000 de dolari pe lună, adică el avea vreo 50.000 de dolari pe lună. Nu cred că primește 25.000 pe lună doar ca să rămână la Navi, că e prea mult. Cred că i-au zis, bă, îți dăm și noi vreo 10-15.000 acolo, dar nu chiar atât de mult, că na, trebuie să plătim salariile la ăștia la spăriți. Chiar că Navi este mare organizație, nu poți să-l plătești chiar atâta pe Simple. Bine, dar într-adevăr și când îl vinzi pe Simple, îl vinzi pe bani mulți dacă îl vinzi. Heavy God, Blue Phoenix cu Alex, ar fi o pierdere scurtă. Navi, dacă el decide să nu mai joace. Perinkle, Maxter, Modo, Raider acolo, este ultimul jucător rest și este atât de one-sided pentru OG, mă, parcă vor OG să ajung eu la meci și să nu mai fie vreo problemă. Ba da, Frosky, și dacă are rezultate bune individuale, înseamnă că ceva nu le convenea celor din management sau celor din echipă legat de el. Chestia asta pot să fie lucruri ce țin de comportament, ce țin de vibe-ul din echipă, de cât de vocal o fi sau non-vocal, sunt multe lucruri care... Da, și Modo joacă bine. A avut primul meci foarte prost. A avut 17 fraguri în două hărți. Acolo a fost problema. Băi, să încercăm să facem 300 de like-uri, că a fost jale canalul în ultimele 2-3 zile. Nexus îl doboară Perez. Aici, în spatele lor, în continuare. Dacă se retrage rampa, e cel mai bine, într-un fel. Exact, e cel mai safe. O 4v4, informație luată, Kiko poate... Ah, a venit extra de acolo de jos. Mamă, uitați-vă puțin, a luat s-a pentru o secundă scara. Dacă era în continuare acolo Nexus, nici nu avea timp să-și dea drop. Și oricum îl avea acolo pe urcare pe Alex. 3v3. Ideea e că ei nu știu dacă au un jucător aproape acolo la playground și sunt foarte precauți. Nexus decide să meargă la copac. De secunde, Maxter la Alex cu Wrinkle ținându-i acolo din spate. Dacă este să vine cineva la pic, cât timp stau ei anti-flash și cât țin pipe-ul. 17 secunde se inițiază, vine flash-ul lui Wrinkle, dat aruncat la doua oară, a prins acolo linie, fi cu cel puțin pe parte de damage. Nu, a dat doar, ok, sunt toți 20 HP, dar n-au cu cine să lucreze, fenomenal. Nexus are acolo de tras 3 gloanțe, l-a eliminat pe Alex cu heal și se câștigă la timp, fenomenal. 10-2, good job. Da, să fie Regali, Sound și Modo, dar n-ai cum, că Modo și el e polar, nu merge așa. Chiar nu mergea. Salut, Startender, te pup! Secundă.
59 de secunde și acum inițiază Uchi. Este full push head-on către site-ul A și se pare că faptul că ia flash-ul jucător din lung este un plus, doar că Rez, până la urmă, se ajută de Alex. A dat și el un flash acolo de asemenea și lasă pe celul la OG în 3 jucători. Mare și Ficu acolo pe colț, heavy guard, lăsat abandonat de către Kito care a fost prea mult în spate și este 10-3. Au luat o rundă LIP. Hai să vedem ce iese mai departe. Vezi cum vrea săracul să iasă? Haideți, OG, vă rog, încheiați match, să fugim și noi acolo rapid. Adunați băieții. Și 7 secunde Maxter se pușează în spate la inima pe Nexius și se descurcă bine cu glocurile astea, fac treabă, dublajele sunt cele care vor valora cel mai mult. 2 vs 2, MP9 recuperat la Modo, Ficu cu M4 în mână, se plantează, îl au pe Rinkel și îl au și pe Blue Phoenix, unul lângă celălalt în retake-ul acesta. Armurile vor fi cele care aduc superioritatea celor de la NIP vis-a-vis de cei de la OG, dar Modo ar trebui să tragă primul și se găsește cu spatele, crezând că jucătorii vin la rotație din spatele site-ului. Ficu acum are și el, de fapt, și Modo pusese mâna pe M4. Nu apucă să uzeze nimic din ce au dobândit de pe jos, dar măcar au scos plantul dintr-o rundă de foleco, care aceasta nu trebuia să aducă mai nimic pentru ei. Deci e bine. Este bine. Salutare, Ionuț. Face entry frag-ul de către OG prin intermediul jucătorului lor asupra lui Rinkel. Este Nexius care ia fight-ul respectiv. A luat la pad, luat de mici la 45 aici în lung. Rifler la OG. Păi star play, star rifler, da, este heavy guard. La cum se joacă, deși și Ficu, nu, Ficu n-ar putea, Nexius ar mai putea să fie, nu știu exact care dintre ei e suport, ancoră, dar heavy guard și din ceea ce joacă. Doar că are așa o scădere de formă, cel puțin în Best of 3-ul ăsta joacă mai slăbos decât ar face de obicei. Ok, buy-ul ăsta îi pompează mult pe jucătorii de la echipa celor de la OG. Am bătut 2 jucători pe total acum că l-au scos și Perez în lung. Și să vedem, Nexius, neatent. Bine, el verificat. Doi acolo în spate, ar putea să facă Ficu multe în fața lor. Și faci, l-a eliminat pe Blue Phoenix. Kito pică, ultimul confirmat este Maxter. În viață, așteptat de către modul cu AWP-ul, n-are acolo unghiul. Bomba e problema, e picat, heavy guard. Va încheia runda mai rapid, fără alte complicații. Și este 11 pentru OG. OG au jucat bine aici splitul ăsta, dar și eu au avut o oportunitate mare cu entry frag-ul făcut pe adversar. Acum se cumpără un hero M4, restul stau pe pistoale și iată că s-ar putea să fie 2-0 pentru OG și să continue să joace și pe ziua de mâine. Ar trebui să joace împotriva Big sau Forze. Ar fi al doilea pe ziua de astăzi.
Ești tu la basket odată cu mine? 1.33. UMP la Ficu și MP9 la, pardon, Max 10 la Kito. Au forțat-o cumva urmă în IP. Totul s-au nimic pe runda asta. Băi, am venit să-ți fac un hero în fork, dar la urmă vor face buy-ul. Deci dacă pierd runda asta, e cam game over. Forțează încă o dată, dar fără prea multe oportunități de înaintare. Venit un flash pe deasupra. Rez, trece de smoke. Să da heal acolo pe interiorul smoke-ului. Nu apucă să vadă nimic, Alexi cu spatele, Heavy God a ieșit pe fight, acum va face fragul ăsta Alex, dacă l-ar fi văzut pe jucătorul de la echipa UG. Se anunță peste tot, dar sunt pe nicăieri UG, ceea ce este bine, în perspectiva echipei de pe... echipe de pe Tero vorbind, de dreapta au Fanglefiku, văzut primul și eliminat. Modo trage pe efectul flash-ului, a venit flash-ul din site-ul B aruncat. Era salvator pentru Rez, dar s-ar putea Modo cu fragul acesta să câștige automat runda curentă. Se bagă Kito aici în apropiere, grijă mare la spate, le dă flash-ul Rinkle, se bagă peste site, dar adversarii vor pica unul după celălalt. Rinkle cu Alex, Bachea s-ar putea să facă save-ul, sincer încearcă în continuare Rinkle acolo săriturile. Îl prinde Modo în spate pe Alex, care Modo are un foarte bun, 18 cu 9, KD-ul la 2 și Modo își cam bate în cuier locul la OG ușor, ușor cu win-urile astea. Odată cu Ens, odată cu NIP și tot nu este neapărat Heavy God care să joace extraordinar. La U cu Dinamo, Robex. Basket. A scos și Nexus pe Rinkle, hai că ajungem și la match. GG World Play de OG. Bravos, bravos, bravos. Modo e român, Teafi, da? De asta îl urmărim. Și cu steagul României, acolo în spate pe thumbnail. Două nord, o dat bench. EG îi dă lumea hate lui Modo pentru că a avut un prim match foarte slăbuț și lumea la... i-a pus eticheta, știi? Exact cum... au mai pățit și alt jucător român și cazul lui Ime, de exemplu. Ime până își face redemption trebuie să joace un an întreg foarte bine, fără greșeală full green rating pe HLTV. 3 fraguri OG și se încheie aici situația. Rincă-l curez, sunt ultimii 2. 2 versus 4, amândoi în site-ul la rotație deja. Rez, nu vede nimic. Intră destul de late de la OG, dar nu mi-au făcut pentru să Rinkle, el cu ok, s-a terminat foarte rapid. N-avem din păcate perspectiva pe jucătorii noștri. GG, well played aici. Așa, băieți, nu uitați, dacă vreți să intrați pe un market de skin-uri, aveți CS Money. Dacă vreți să faceți trade cu skin-urile voastre pe alte skin-uri direct, ca să faceți schimb sau aveți modul de market, link-ul aveți în descriere, uite, market unavailable acum, da. Puteți modul de trade, aveți aici top-up bonus de 35%, adică dacă adăugați, de exemplu, 10 euro depozitați ca să cumpărați ceva, să vă adăugați pentru trade, primiți 13,5. Primiți 35 euro în plus la 100 de euro și mai departe. Și aici din market tot așa este un site market la, pe care sunt prețurile mai mici ca pe Steam Market. Nu știu, hai să ne uităm la cuțite că e cel mai ușor. Knife să plece de la 50 că sunt niște stickere și dăm pe price lowest first. Da? Are 69 de dolari, este Navaj Knife Boreal Forest. Ăsta pe Steam Market îl găsiți de pe la 85 de euro în sus. Deci câștigați undeva la 15 euro cu schimbul valutar, de la dolar la euro, vreo 18 euro, găsiți skin-ul mai ieftin. Și dacă aveți voi skin-uri și vreți să le vindeți pe bani real ca să faceți cash out, aveți aici balance, withdraw și aveți SEPA transfer bancar pe IBAN sau PayPal și Skrill
și dați aici, nu știu, vreți să luați Selesc, vreți să luați pe skinul ăsta, nu știu, vreți să luați $400, să zicem, că atacele-s voi că merită. Vă uitați acolo cam cât cu cât se vând skinurile voastre și puneți prețul, site-ul și ia doar 2% taxă și cam aia e GG World Plate. Mai aveți apoi o taxă de 1% și $2, combinații de astea, uite, la cash out, withdraw, la transfer bancar, e $5 transferul bancar, hai că... istorie, unde e balance, așa. Withdraw. SEPA, așa, Pioneer. Pă, uite, aveți 2% cu $3.3 pe PayPal. Vedeți ce vă avantajează mai mult. Uite, am scos eu de curând. Dacă mă uit aici la history, să văd dacă găsesc, să vă arăt. Am vândut eu cuțitul și mănușile. Uite, Specialist Gloves, $782. Și Butterfly Marble Fade. Butterfly Marble Fade Factory New la $1861. Bine, am vândut aici pe site. Și alte chestiuțe pe care le mai aveam eu, niște stickere și așa mai departe. Le aveți linkurile în descriere, dacă și... vă sunt de folos. Uite aici. Salutare, Costi, ce faci? Te pop. Da, e pe banca regalii, băieți, e pe banca. Ce m-aș face eu? Hai că plecăm. Dacă n-ar fi, vă plecăm. Vă pop. Ciao, ciao. Ne vedem mâine de la ora 10 cu... semifinale de la Interex Team Master Chengdu. Pa, pa, vă pup!